La întoarcere, la una dintre întoarceri, m-am tăvălit cu motorul. Toată partea asta... Julită rău. Și toată partea asta. Că m-am dus, că îmi luasem o cască, una GV replica Rossi, pe care am dat salariu pe 3 luni. Frumoasă, băi nene, nu frumoasă. Băi, nu frumoasă. Doamne, ferește, ce cască frumoasă. Și când am căzut, am în cap accidentul și acum, slow motion. Când am căzut, puteam să bag casca, să ridic umărul de pe asfalt, să și protejez umărul. Și să stai în cască. Mamă, stric casca, nu-mi stai. Și am tras casca și m-am dus pe carne. Salut, prieten! Băi, fraților, iarăși boomerul și iarăși milenialul. Adică chiar suntem foarte veseli astăzi pentru simplu motiv că în sfârșit, după o lungă și foarte anevoioasă venire a lui Cabral, în sfârșit domnul Libaca a ajuns la noi. Deci... Dansul bucuriei? Dansul bucuriei! Asta e ceva boală sau ce? Da, avem, ne mănâncă la spate și am vrut să ne scârpinăm. Dacă o să vii... O să facem dansul bucuriei. Exact. Mă rog, nu aveți de ce să vă bucurați că am venit, dar eu vă mulțumesc. De ce? Vrei să ne înjuri sau ceva? Nu. Am văzut că voi sunteți răutăcioși mai devreme. Dar nu s-a înregistrat. Dar nu s-a dat, dragi prieteni. Noi am avut o discuție mai lungă. Am fost bagiocorii până acum, să știți. Am fost persiflat. Eu, ca să te împăcăm, dragul Cabral. Așa. Ca să te împăcăm, noi așteptându-te am început câteva sticle de vin și a mai rămas ceva pe fund și vrem să te împărtășim ce de pe fund. O să vă rog să vă uitați cum arată paharul gazdei și cum arată paharul invitatului. Deci, uitați-vă, e, da? Deci bine ai venit, stai jos, n-avem nimic. Atât, gata, atât. Mulțumesc frumos că după aia îmi cereți bani. Noroc. Noroc, noroc. Noroc. Ai ce sună, Doamne ajută. Noi am zis așa, dacă am văzut că tu în momentul în care mergi la podcasturi, deși nu prea îți place ție să mergi, dar în momentul în care mergi la podcasturi, vorbește lumea că micuțul după aia, na, câteva zile... Probleme. Da. Horia Brenciu, la fel. Horia Brenciu, așa. Bobo, mă rog, cu Bobo a fost podcastul scurt, n-a apucat, știi? N-a apucat. El are un motiv pentru care face podcasturi doar 2 ore, știi? Adică... Că nu duce. Nu duce, nu da. Nu duce, el are și ficatul sensibil. Am zis să ne pregătim, știi? De mic. Și din poveștile pe care le-am auzit, tu ești foarte prietenos cu toți cunoscuții tăi și când necum îi generozitezi cu prezența și cu... anumite pahare pline cu diferite substanțe. De asta m-am gândit că ar fi bine să te... Adică când vii aici ca să-ți treacă supărarea, ca să-ți treacă animozitățile, să uităm puțin de necazurile care ne înconjoară, să zicem, băi, bine ai venit la noi, la Boomerul și la Millennial. Bine v-am găsit. Dragi prieteni, este generația care, X. Care? Se răzbună acum, fii atent. A început să dea, tate. A început să dea. Da. O să zic doar că tu ești între noi doi. Da. Atâta. Adică tu ești între boomer și milenial, ești generația X, de crețel pe românește. Nu e cum să fii de crețel. Da. De crețel e 67 și încolo. 67-70, dar tu ești mult mai târziu de 67. Sunt 77, nu vreau să te deranjez. Eu știu, dar la noi generația așa e. După cutremur a apărut Cabral. Clar, deci a fost un semn, sign. Clar, evident după mine asta. Nu... În martie a fost cutremurul. Știu, ai venit în iunie. Tu ai venit în octombrie, jumătate de an mai târziu. N-am nicio legătură, mă scuzați. Deci tu deja faci... Haideți să calculăm la alții, la ce zi intrăm. Ia uitați-vă ce probleme avem noi acum. Deci, dragi prieteni, nu suntem aici la Olimpiada de matematică, nici la fizică, nici la geo, nu știu ce. Deci suntem ok, suntem în regulă. Bine că a venit Cabral la noi și... Tu mai ții minte cum erai când erai mic? Cu jocul prin... Tu ai locuit... Tu ești din bucureștean. Bercenar 100%. Bercenar 100% eu. Sau? Eu m-am născut în Congo. Te-ai născut în Congo, nu în București? Nu mă fac mișto. Da, mă, du-te, mă, nu ne mai... Adică, să uitați, a zis, bă, la boomerii, bag asta nouă. Asta n-am mai băgat-o la nimeni. Eu bag ăsta, că ăsta la cât nu știe... Nu, născut, crescut, Bercen, Southside. Bercen. Southside, mă, de fapt. Southside. Și...
trei școli toate din Berceni, generale zic. După aia liceul am făcut în Decebal, pe energeticienilor. Și totul pe București. La fel ca și la, mă rog, la tine nu e cazul. Nici la mine. Eu vă înțep părând, stai un pic, nu merge. Nu vezi, stai. Divide conchiera, cum zicea un vechi francez. Așa, și cum era, cum era viața? Că nu aveai, cred că la, cât aveai? La Revoluție. 13 ani? Da. 13 ani cred că aveai la Revoluție. Viața? Da, cum era, cum era Berceniu în anii 80? Cum era Berceniu în anii 80? Cum te jucai? Încerc să-mi dau seama dacă mă întrebați cum era viața de negru sau viața de om. Păi, viața de om tu, nu, mă, eram, gândește-te că eu în Berceni am fost acasă. Și pentru că nici nu eram mulți muratri pe acolo, oamenii ne cunoșteau. Și eram cum ar fi pentru ăia de-ai casei, de-ai casei. A, deci nu aveai parte de bullying neapărat de pe stradă? Sau? Niciodată nu m-am orientat să țin o socoteală. Nu, Doamne ferește, nu la asta mă gândesc. Cât de bulit am fost. Da. Cumva, eu cred că ne rămân experiențele negative în cap, pentru că ne lovesc acolo unde e mai dureros. Categoric. Însă, în același timp, dacă stau să fac o recapitulare a copilăriei mele, 99% dintre oameni au fost foarte mișto. Și eu, pe aia mi-aduc aminte. Da, foarte mai ales bine. Pe aia mi-aduc aminte. Păi asta vreau să ne iar povestim. Viața noastră în Berceni era foarte mișto, pentru că eram extrem de mulți copii. Așa cum probabil se întâmpla în toată țara, eram extrem de mulți copii cu cheia de gât și aveam din start de la 0 km, mă rog, niște kilometri, dar puțin, independența asta de a decide singur pentru noi ce facem azi. Mama e la muncă, tata e la muncă, școala s-a terminat, ce facem noi azi, unde mergem? Și te nu ne îmbumblau bucile până tot cartierul ăla și, mă rog, nu numai, de te minunai pe unde ne întâlneai. Mă întâlneam cu mama în locuri, pe cuvânt. Ce cauți aici? Păi am venit cu Cristi la Vârsul la Mihnea, care e Mihnea, are o bicicletă. Și bicicleta aia când s-a stricat, faza care niște, în sfârșit, deci, pe scurt suntem în Vitan și mergem către Titan. Deci, știi? Kilometrii n-aveau nicio... Mama fiind extrem de relaxată că băiatul lui e pe Constantin Brâncoveanu. Da, acolo. Pe acolo, în fața sau în spatele blocului. Exact. Noi eram, schimbam 4 autobuze până unde ne întâlneam. Dar mi se pare foarte tare... Și din păcate știți deja că s-a pierdut chestia asta, că băi, eram gașcă. Și aveam cele mai multe valențe pozitive de la ideea de gașcă. Știi, atunci învățai să ai încredere în oamenii cu care pierdeai sau câștigai timpul. Și ce zic? Da. Pentru că toate întâmplările, toate lucrurile care ți se întâmplau, toate lucrurile prin care treceai, cumva puneau și prietenile la încercare. Dar la nivelul ăla de copil. Da, corect. Și învățai, bă, dar dacă e de bătaie... Mă bazez sau nu mă bazez pe... Pe Bogdan Piticu, mă bazez. Pe Vali, mă bazez. Pe Gulie, nu, că nu ducești, nu-i bun, nici pe Mario. Și atunci, știi cum, cumva știai foarte de bine... Dar ei nu erau excluși, erau numai că știai despre ei. Și să se spuneau în față, nu era... Dacă era de cântat, de exemplu, că noi eram toți rapperi. Fierți. N-ai văzut așa ceva? Era plin de tupaci pe acolo, nu există așa. Toți eram răi. Deci Tupac sau Biggie? În ce zonă? Tupac. Și eram toți Shakur, Biggie, nu. Purtați baticul? Ce să purtă când aveam bani? Să purtăm kilos, dar pui batice. Lasă-mă. Și dacă era de cântat, mergeam la Mario, că scria versuri. A, ce mișto! Da, ăsta, unchiul Sapru era cu noi în gașcă, în cartier. Adică se întâmplau lucruri și cumva inteligența noastră emoțională s-a format în perioada aia mult mai ușor decât se formează acum. Când copiii, oricât ar fi de împinși către colectivitate, tot au o doză de singurătate. Eu nici nu știu unde sunt colectivitățile astea, pentru că acum tot parentingul ăsta modern nu te lasă să lași copilul singur afară. Trebuie urmărit de pe geam, trebuie, dacă îl duci în parc cu ceilalți copii, unde sunt o mămici sau tătici sau bunici care au grijă, nu te urca acolo, adică sunt niște chestii artificiale. Doi sniperi angajați pe gardul Părculețului. Absolut. Doi gardieni publici exact. Care patrulează. Asta cu mersul și cum povestești tu și cum absolut toți invitații noștri din perioada respectivă ne-au povestit, asta era
fantasticul loc. Adică fie era între case și sărei gardurile și când mergeam la ăla și luam corcodeușurile lui ăla. Sau nu. Deci unde era cartier de case. Unde nu erau, era fotbalul din fața sau din spatele blocului, mașini sau trafic deloc spre zero. Mai era o nea Gigi care avea o mașină roșie și eu mai dădeai cu șutul nea și sărea ăla de la etajul 20. Aveam un vecin care avea un varpur, băi, nene. De-l vopsea cu, știi, cu cutie rădănesc? Știi, cu suflici? Dar cum? Cum e, să nu? Și ieșea omul și și-l vopsea și stai acolo și se uita și contempla și eu mă uit, îmi place apusul, îmi place răsăritul, îmi plac femeile frumoase, mă rog, îmi plăcea că între timp nu mai mi-aduc una singură, mi-aduc aminte. N-ai voie, cred, că alte amintiri se raised. Nu că sau, da. Dar el contempla la varburgul ăla gri, nu există așa ceva. La un moment dat mai dădea gri un... era? Gri. Wartburg gri. Nu, ceva rău în lumea asta. Atât s-a putut. Noi, ce vrei? Aia e. Da, da. Bă, și când îți mai luat câte o minge de aia de 35, ping! Se auzea de la 4. Grijania și Dumescrișii și Cristoșii și îl auzeai coborând pe scări, că era bloc de 4 etaje și el nu trăgea aer. Cât cobora în jura. Mama mătia și mâine și poi mâine și firara dracu să fie și venea cu o cârpă și trăgea. Ia uite! Ia trebuie să-l vopsesc. Eu acum mă gândesc că îl vopsea cu iaurt să mă bată mama, nu-mi dau seama cu ce îl vopsea. De... Tot trebuia revopsit și lua după aia la șmirghi, el de la gros, și după aia de la fin, și după aia îi dădea un șprițchit, și după aia iar cu suflici. Doamne ferește ce am chinuit. Dar da, exact ce zici tu, fotbal față, fotbal spate de bloc, corcodușe de la Tanti Sanda, adică aveam treabă, domne. Aveam treabă, plus că acum ai aplicație, apeși, vin cumpărăturile la ușă. Atunci nu eram aplicație. Voi erați aplicație. Mama avea aplicația Cabral. Cabral, 4 kg de cartofi, 2 de ceapă. Ce nu e așa? Bă, da. 2 de ceapă. Și dacă te ia mama dracu și iar telemea de aia leșinată... Dar de unde stai că... În Big Berceni. Da, la Big Berceni, da. În Big Berceni. Sâmbătă dimineața, toți ne întâlneam toți copiii pe Olteniței sau dacă o luăm pe partea aia altă, pe Secuilor, cu o urmă de pantofi pe spate, că ceau, nu știu, du-te! Și eram cu pungile fluturând așa și cu bani în pungă și nu era cu bilețel, cu ce să scrie ce telefon, că pe telefonul fix doar că dacă scrie cu cuiu. Da. Și eram 4 kg de cartofi, 2 de ceapă, 4 kg de cartofi, 2 de ajungeam acolo, 4 kg de ceapă, 2 kg de brânză, un cartof, ne întorceam acasă. Ce ai luat, mă, idiotule, mă? Mă rog, nu spune mama idiotule, dar ăla era tonul. Da. Ce ai luat? Păi n-ai zis, n-am zis, hai, înapoi. La întoarcere ne mai întâlneam 2-3. Că deci era o sită. Aia era că o mergea sită. Prost aplicația, ce vrei? N-ai, cădea netul, n-ai ce să-i faci. Ai avut vreun profesor care ți-a rămas la suflet? Gașparic. Da. Profesor de? De matematică. Praf era la matematică. În 5-8 sau? El avea un farmec incredibil, omul ăla. Incredibil. Și mai am eu, dar am o cădere cu omul ăsta, nu știu de ce, în liceu am avut un prof de istorie. Băi, nene, cel mai bun profesor de pe lumea asta el era. Subsemnatul, paralel cu școala, de ce să vă mint, nu intra. Nu. Probabil că prost, nu. RAM, puțin, procesor, ceva. Slab, hard disk-ul, belit, nu-mi dau seama de... Nu, nimic. Bă, dar nu se prindea nimic, nu? Limba română s-a prins foarte bine, okay. Și acum te alerg cu cretimile pe cartier, dacă mi le... Asta e foarte bine. Îi cer, dacă vezi la mine pe WhatsApp, îi cer pe toți. Ce, eu uite, spun aici niște cretimi. Stai acolo, stai acolo, ia, și mai pui tu din când în când pe fraza de mai devreme pe care ai scris-o, ai nenorocit-o. Băi, nene, dar mă lași autocorectul. Bă, scoate-l atunci. Scoate autocorectul și scrie tu direct. Nu, eu te rog, eu... În sfârșit. Ce-a făcut proful de istorie, a reușit să mă facă să nu să-mi placă, să iubesc istoria. Dar gândește-te că a ajuns în liceu și noi eram toți bulă. Mă, bulă, n-ai cum. Și a venit el cu mustața lui mic de înălțime așa. Și chiar așa, mega relaxat. Și a început să ne spună povești. Asta vreau să te întreb. Dacă nu, cumva v-a zis niște povești, că altfel n-are cum să te... Ne-a nenorocit. Că ne spunea povestea până la momentul culminant. Și când a fost să intre în... Restul citiți în carte. Haide, băi, nene! Haide, vă rog eu frumos! Citiți, că scrie în carte. Domn, vă rog eu frumos! Nu știu pe ce, pe serios, nu știu pe ce parte deschid cartea. Vă descurcați.
Continuarea în episodul următor. Și deschidea o carte și începea să citească. Ia dă-mă cartea aia încoace. Era dracu. Cum îl chema mă pe ăla? Nu știu, când a zis. Domn profesor, ce pagină? Eu pot să vă zic cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Alexandru. Și mai cum? Cel mare. Băi, ești nebun. Ia auzi, mă. Băi, nu cred. Ce, mă? Dă-mă la 68, idiot. Citește. Toată clasa citeam. V-a pus ce să, v-a băi, ne-a nenorocit, pozitiv vorbind. Da. Ne-a topit. Dar toți colegii tăi erau așa sau au aprins la tine foarte negri tare? Sau proști? Nu, că n-aveau... le-a de plăcut ce? Foarte de tare. De ce asta? Dar nu știu, asta e... Nu că-l văd, că da, îi pun plusul pe mine, s-ai văzut? Ce, mă? Stai, ce ziceam mâine? Eu am și consumat, domnul Cabral. E vina mea, că am venit târziu. Dacă la și la ceilalți copii a prins chestia asta. Da, la toți, adică la toți. Avea un hargagiu, avea da, o metodă avea, de fapt. Avea o metodă avea, foarte mișto. Incredibil de bun om. Pentru incredibil. Că vezi că când prind... Mamă, mor că nu mi-aduc aminte numele lui niciodată, nu știu ce creierul. Te-am zis, ram puțin. Tu ai avut niște scurgeri. Lăsați un comentariu și scrieți numele. Nu, dar omul fascinant. Faci la fel ca proful de mate. Și cel de la mate ăsta din gimnaziu fusese și tu nu, tot așa băi, erai. Băi, un om foarte înalt, slab, cu o carismă și cu o nu știu cum să zic, o deschidere atât de plăcută față de copii, cu toate că miștocar, dar atât de mișto omul. Au trecut de atunci niște ani, mi le aduc aminte. Băi, nu, incredibil. Ne întâlneam cu dânsul pe stradă și când îl salutam cu drag, ne bucuram să-l vedem. Asta chiar e dacă foarte rar la copii. Da, de obicei au... Na, în general, elevii sunt supărați oricum pe școală și foarte greu le cade cu tronc cu un profesor, pentru că dacă nu știi cum să iei, deci dacă n-ai harul ăla de profesori, e foarte complicat să intri sub pielea copiilor. Da. Și nu urlați, nu țipați în ore la el, nu. Ți era rușine, mă, n-ai cum. Ha, ce mișto. Ți era rușine, n-ai cum. Se uita la tine și știi cum e când se uită la tine? Te făcea zero. Haide, băi, nene, ce dracu ai, bă? Fără să zică nimic. Intrai sub parchetul ăla. N-ai cum așa ceva. Dar vreun profesor nasol, vreunul care tot așa ți-a rămas la suflet, dar nu, din alte motive... Adică aveați vreunul, de exemplu, pe care nu călurați, dar chiar vă deranja, noi avem pește de la tehnologii sau ceva, să-i facem să se rupă catedra sau să jucăm fotbal. Ne plăcea la tehnologie de muream. Nu am avut baftă de profesor. Asta e foarte bine. În mare parte. Au fost câțiva, dar de ce să vorbim de ei? Da, ok. Ăia nașpa... Da, îi treci. Acum am niște ani și mă gândesc așa. Cine știe ce probleme avea omul ăla acasă? Cine știe... Ce probleme avea omul ăla în dragoste? Dacă nu mai avea erecție, dacă nu mai avea bani, dacă, știi? Îl părăsise doamna. Și el venea la noi și dădea de noi și sigur că el era plătit și se presupune că venea și făcea treaba. Dar oameni suntem. Deci înțelept este domnul Cabral, da. Mă bucur că nu l-am invitat acum 10 ani sau cu 20 de ani, nici nu eram când aici, venea, dar... Venea direct prost, așa... Acum are așa, mimează inteligența și grație. Filozofia și asta, e mai, domină, nu mă, dar știi care e faza? Ne așteptăm tot timpul de la oameni să-și facă treaba perfect. Uh-huh. Dacă mă duc acum la taxe și impozite, să-mi vorbească cu dumneavoastră, să-mi dea ce cer în 10 secunde, să-mi facă și o reducere, că dacă suntem acolo... Că ai fost acolo. Că vorba aia e păcat. Dacă mergem la medic, vrem la medic să nu stă la nicio coadă, să-i schidă ușa. Da, bine, ați venit, haideți să vă bagă unde ești în curs, să vedem ce aveți, toate alea, lugul. Asta e pretenția cu care noi mergem în viață. În același timp, și oamenii au niște probleme, au niște situații, unii dintre ei. Și sigur că, ideal vorbind, își au niște bani și ar trebui să-și facă treaba perfect. Dar nu există perfecțiune în viața asta. Îmi face să... Da, lacrimi, așa frumos vorbește... Să-l înregistrați, vă rog, pe domnul ăsta, că ar trebui să-l punem așa din când în când, să explicăm la oameni. Da. Așa cum a zis și Cabral. Iată, facem un rapel. Da, vreun mentor crezi că ai avut?
Tata, da. Da? Taică-mi-o vitre, cum ar fi. Tata. El te-a dus la sport, da. Adică el... Cu el am făcut sport, dar sportul a fost o mică parte din ce mi-a dat el mie. El mi-a dat structura de gândire. Nu, de fapt, el m-a ajutat să-mi construiesc structura de gândire. M-a ajutat să-mi dau seama cum să-mi decantez întâmplările din viață. M-a ajutat să trec peste tot ce a însemnat la momentul respectiv rasism. Pentru că eu, uitându-mă în spate, nu duc cu mine nici ură, nu duc nici supărare, nici resentimente, nici nevoia de a da înapoi, nimic din tot ce a însemnat rău. Pentru că am înțeles dinamica, am înțeles de ce oamenii au făcut treaba asta. Și în același timp am înțeles că, băi, cea mai devreme, cele mai nasoale lucruri ne rămân cel mai tare pe cap. Ceea ce e greșit. Că dacă ies acum pe stradă și din 10 oameni, unul îmi zice, dă-te bă dracu mai încolo, eu ajung acasă cu o stare proastă, că mi-a zis unul din 10. Dar el azi 9 mi-a zis, salut, ești mișto. Și creierul nostru este educat să pună la suflet ce a zis ăla de rău și ceilalți 9, da mă, bine. Nu o să fie invers. Da, ajung asta acasă, nu mă gândi niciodată. Bă, 9 oameni mi-a zis, bravo. Bă, sunt bă, mă, de câți din 10? Mamă, ce procent bun, rock. Da, el așa gândea, adică el... Da, da. El avea, adică așa era el așa construit. Era el construit. Da, da, da. Asta e foarte important, da. Să găsești un om care să-ți canalizeze gândirea în felul ăsta. Da. E foarte important. Și bănesc că și pe el sportul a ajutat foarte tare să aibă mindset-ul ăsta. El a avut și el o viață foarte dificilă. Adică la 2 săptămâni s-a întâmplat, nu știu povestea foarte clar, dar a băut sodă caustică. 2 săptămâni, 2 luni, ceva, oricum extrem de mic. Când era sodă caustică ți arde corzile vocale. Arde cam tot. Tot. Și a avut foarte mult de tras. Astm, bronșic, de la cel mai nasol. Și el prin sport a trecut peste toate. Dacă vezi poze cu el mic și după aia evoluând, zici că e alt om. Că brusc era tot pachetele, corpul, dar nu pachetele că mergea la sală să tragă, pentru că s-a antrenat foarte mult, știi? Acum e un bătrânel simpatic și grăsun, dar... Na, așa se întâmplă. Așa se întâmplă, dar cumva nu știu cum s-ar fi așezat toate amintirile și toate lucrurile pe care am trecut în mine fără el. Probabil erau aranjate mult mai prost. Era foarte mișto asta ce povestești tu, pentru că tu ai avut un sprijin practic. Mare. Adică ai avut un sprijin. Am avut sprijin în mama, care mama e mama. Da. Că m-am făcut, dar după aia a venit Mircea. Care Mircea era un străin. Știi? A plăcut-o pe mama. Nu m-a plăcut pe mine. Nu mi-a zis mie, vreau să fiu tactul. Da. Și atunci când am intrat la el pe inventar, am făcut spectacol. Asta e foarte mare lucru. Când mama i-a zis lui tata, hai să mai facem un copil, Mircea i-a zis, nu mama, păi avem deja copil. Bun, bun de tot. Asta îți deschide puțin inimioara. Ce ai făcut băieți? Da, da, îți deschide inimioara. Și acum, soră mea, Artemis, le scoate ochii. Era mai să n-apar pe lumea asta. Din cauza voastră. Dar lu ăsta. Din cauza unui răspuns. Exact. Din cauza unui răspuns. Uite așa, am trecut pe lângă șansă. Doamne, uite bine că am apucat-o, că dacă era nenorocire. Dar voi în perioada aia, voi vă antrenați, voi făceați taibo împreună, nu? Taibo este un sport care îmbină mișcări de arte marțiale de combat cu muzică. Noi făceam taibox și kickbox. Mm-hmm. Deci, e aproape fonetic, okay. Dar extrem de departe, okay. În fapt. Deci tai box. Tai boxing. Tai boxing, ok. Și kickboxing. Mă rog, la vremea aia se numeau arte marțiale. Nu știu. Okay. N-aveai așa ca acum. Acum să vezi nișe. Fiecare cu feliuța cu nișe, lui, da, cu federația, da, da, lui, cu exact, stilul, exact, lui. Exact. E o nebunie, un evantai întreg. Dar la momentul respectiv... Toate sălile în care se făcea arte marțiale erau săli de judo, de gimnastică, gimnastică acrobatică și alte alea, că arte marțiale erau interzise. Interzise, asta așa, da, e. Da. Și toată lumea făcea arte marțiale. Erau unii mai aproape de Shotokan, alții erau mai aproape de Taekwondo, diverse școli. Dar tu pe la cât ai început să practici? 6 ani.
De la 6 ani? Da. Da. Mamă, dar chiar de pe vremea regimului trecut, de pe vremea lui Ceaușescu. Da, 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 da. Foarte tare. Au mai trecut niște regimuri între timp. Au mai trecut regimurile, da. Dar nu, ăla e... Ăla e definitoriu, că ăla era, într-adevăr, atunci nu... Te prindea, făceam, în ea știu că era un tip fidel, colegii mei făceau cu el arte marțiale, diferite stiluri și nu știu ce, s-adunau duminica dimineața sau cândva pe niște terenuri prin căminele studențești și dacă apărea poliția era ceva... Începeau să facă balet, se întorceau, exact, făceau... Exact, ce faceți aici, nu știu ce, și au... Cum să spun, ani de zile. Da, da. Și da, aflu acum că Fidel este cel mai mare comandant Wagner în Africa Centrală. Deci ca să vezi cum lumea, viața... Mamă. Da. O fi comandant, dar dacă eu am 62, el cred că are în jur de 73-4 de ani. Dacă nu, 75 de ani. Cam așa, nu știu cât de mare comandant e. Mă scuzați, adică... Cu tot respectul, cât timp are puls... Are puls și dacă are niște mână... băieți de desubtul lui cu macete și cu tancuri, eu cred că e bun, nu? Da. Mă rog. Da. Nu pentru ei, nu bun, pentru rău, noi. Da. Absolut. Foarte mișto. Deci tu, practic, ai avut modelul ăsta foarte aproape de tine, care a fost și sprijin și... Dusul către sport a fost o salvare tu formidabilă. Să nu, tu să nu înțelegi greșit, n-a fost nimic, nicio cocoleală acolo, n-a fost niciun răsfăț. Dar n-am zis că a fost tata răsfăț. Tata e pe armată, adică e pe... Nu, nu, dar te doare, da, păi hai că îți mai dau niște durere, că poate uiți de durerea asta la altă. Exact. Hai că mă ridic și duc mai mult atunci. Nu, nu, păi adică, astăzi, ai avut un model foarte bun alături. Cumva mi-a dat fix ce aveam eu nevoie. La momentul ăla eram foarte moale, foarte, foarte moale. Eram fricos, eram... Nu era bine. Nu eram bine, deloc. Și în perioada aia, în afară de sport, ce-ți plăcea? Adică dacă era după capul tău atunci, la vremea respectivă, spre ce... Mașinuțe. Spre ce zonă te-ai fi? Mașinuțe. Spre mașini? Mașinuțe. Motociclete? Mașinuțe. Mașinuțe, mă, nene, eram ceva, Doamne ferește. Aveam pe George Bazil, prietenul lui tata, mă rog, și al maică-mii, și omul era șofer de rabă. Oh. Și venea cu raba în vizită. O parcă asta avea omul. Băi, nene, asta avea omul. Și venea cu sărăcia aia și cât timp el era la noi în vizită, eu eram la volan la rabă, trăgeam acolo. Făceam lep, rupeam în două. Imaginație multă, îți dai seama că nu pleca de pe loc, că n-aveai ce să... Da. Na. De eram topit, eram topit, topit, topit. Era mod aia la 18 ani să iei permisul, adică imediat să dai, să nu termini liceul, dar să ai permisul. Moda? Da. Doamne ferește, cum adică moda? Eram că... disperat la 14 ani să ne rog. Deci disperați. Nu era mod, era disperat deja. Nu, eu la 14 ani știam teoria cu plecare de pe loc, cu semnul de circulație, cu decretul, cu toate alea, pe de rost. Știi cât de greu este să înveți să pleci de pe loc fără să atingi niciodată pedalele? Gândește cum teoretizezi tot. Deci, apeși ambreiajul, dai la cheie. Dai două șprițuri, că era Dacia, trebuia să... Te-a obligat, fără șpriț. Dar nici măcar pe un câmp sau undeva, într-o de la parcare. Cine? Ce? Că îmi dădea mama peste dește cu mașina. Nu știu, de la un vecin, de la un unchi. De cine la... îți dădea mă mașina pe vremea aia? La un... Ce era o mașină? Ce vorbești? Ambreiaj, pac, ai pornit. O pui la punctul mort, ții frâna, dai drumul la așa, perfect, te pregătești. Ambreiaj, bagi-o întâia. În timp ce ridici încet ambreiajul, apeși încet accelerația. Tu, deci noi știam toate treburile astea, în teorie, perfecțiune. N-avea nicio legătură atunci când încercai să conduci ceva. Cum era să deci, te ștai? Opa, și era spate! Știi? Dar, da, la 18 ani, direct. Și a luat carnetul imediat? Da. Ce, ia uite, ce a fost asta? Păi nu, mai sunt oameni care mai dau. Au întors nu știu unde, îl păcălește. 25 de puncte sala. Bravo, Cabral! Traseul direct și atunci se dădea și cu noapte, se dădea și cu... Nu, păi stai puțin, era poligon. Le dăm poligon. Poligonul. Se dă acum la motociclete. Că dai și poligon, dai și oraș. Se dă acum din nou poligon la motociclete? Da. Bravo, foarte bine. Da. Foarte bine. Dar acum... Nu se dă acum oraș, că înainte nu se dădea oraș. Cum să nu se dădea oraș? Se dădea orașul, se dădea orașul. Da, numai că atunci se dădea poligonul. Și la oraș era polițistul care, milițianul ce era,
care atunci când se urca cu ăsta pe motor, se urca și le auzeai, tatăl nostru care ești în cerul sfințească, se numește. Polițistul? Păi asta da, n-am auzit. Păi gândește-te că se urca pe motoretă cu un motociclist care... începător, care era și căcat pe el din cauza examenului în sine. Da. Și el a făcea tot așa. Ia să uite acum cu ăsta așa pe motor și pleacă cu el așa. Tu fiind în spate, sac de cartofi, că nu poți la mașină să zice. N-ai, acolo n-ai pedale, mai pui mâna pe volan, la mașină ai pedale, sar pe frână, dă un doamne, iartă-mă. La motorul după ce sari? Pe nimic. Pe bordură. Sar din mașină. Sar pe bordură. Și mai erau faze când cu ijuri se dădea carnetul, iar ijurile alea erau reglate că nu le murea motorul niciodată. Adică deci el, ăla îl băgaia întâia și în a întâia, depinde cum era reglat, sau în a doua, făceai tot poligonul. Nu trăgeai de accelerație deloc. Deci nu atingeai accelerație. Era un fel de automată. Era pe cruise control. Cruise control, dar la sârmă. Da. Deci, domnule, o puneai în mișcare și din momentul respectiv trebuia în poligon, tu făceai tot ce aveai de făcut și dar ne zicea, nu atinge accelerația că ne-am nenorocit. E, și pe ijul ăla se soia domnul polițist, domnul milițian, după caz, în spate, și gândește-te că erau faze când ăsta se crispa tot, nu frâna, nu accelera, motorul mergea drept și milițianul în spate trăgea de ăsta. Frânează că murim! Doamne ferește, ceva nou, ceva înfiorător. Ceva înfiorător. Dar pentru motor când ai dat? La vreo 2 ani după, cred. A, deci tot tinerel. Da, adică ce vrei să zici? Adică de obicei oamenii dau mai târziu la motocicletă, no, no, după ce conduc, după ce prin niște experiență. Nu, nu, mi-am luat un DR de 2,5. Ok. Și mi-am luat atunci. Eram fiert ce să merg, ce vorbești, fiert. O sărăcie de motor mi-am luat, mi-am spart tibile cu ele. N-avea pornire la buton, avea doar la kick, făcea back pressure și îmi venea înapoi, kickstart-ul mi se înfigea în mușchi. Nu, toate nenorocirile am pățit. Toate nenorocirile. Veneam acasă bătut morți, mă întrebai cu cine te-ai bătut, cu motoreta. Nu există. Plin de sânge, tibiile sparte. Ceva nu se poate așa ceva. Și cu toate astea nu ți-a trecut prin cap. Nu că când ești prost, ai de-i puține, dar fixe. Măi, m-am întăvălit de atâtea ori, m-am nenorocit. Ligamente înclușate, genunchi, coate, găuri în cap. Mamă. Tot, motorete. Bun, păi și din punct de vedere profesional, după ce ai terminat liceul, ce ai făcut? M-am angajat în asigurări, vindeam asigurări. Dar eu deja munceam în liceu, deja eram manechin. N-am știut. Ai prezentat lingerie. Prezentam cârpuri. Păi nu, că și la el am prezentat. Așa. Da, eram pe cârpuri, dar nu s-a mai văzut. Subțire, așa, elegant. Bă, ce să mai... Naomi erai Campbell, cu atâta spor. Varianta Berce. Mamă, frumusețe tot. Mă rog. Și... Făceai bani atunci din treaba asta? Acum, da, se făceau, cum se făceau niște, nu? Bani. Na. Niște bani, da. Niște bani. Ok. Nu mai cumpăram și noi un kilot, un ciorap, un de-astea. Ca să ai ce prezenta, nu de altă. Nu, că alea erau de la... Nu, eram pe saten. Eu întotdeauna m-am gândit, în timp ce prezentam hainele, că nu știu de ce le cumpără oamenii. Erau foarte frumoase. Dar eu nu cunosc pe nimeni care, de exemplu, să stea pe-n chiloți, pe-n casă, în chiloți de saten. Tu, bă, e bărbat vorbind, ce ți-a luat? Mi-a luat niște boxere de saten și dantelă. Mă, dă-te, drecu. Și cum faci tu? Uite, mă plimb așa pe-n casă și... Satenul ăla se lipește, mai prinde un testicol, îl lipește de pulpa, alunecă pe acolo, te freacă cu dantela aia, nu e... Nu. Dar noi nu-ți dă un fior, poate da... Nu știu, poate nu, sunt eu proști, nu mi-a dat mie... Stai pe canapea, ți alunecă fundul de pe canapea, Da, și ea, nu știu ce canapea ai tu, bă. De saten. Saten pe saten, scuze. Adevăr e că saten pe saten, dacă te sui în pat caz pe partea aia la altă. Ai văzut, ai văzut. Dar după aia m-am angajat la liceu în asigurări, da, și am început Taibo, să predau Taibo. Păi asta e, că la 20 de ani erai profesor deja. Da. Asta e și facultatea pe care am făcut-o, că am făcut sport, după aia m-am luat masterul în tot în arte marțial. Management de sport, da. Da. Păi și în asigurări îți plăcea? Adică era ceva ce te atrăgea în vreun fel? Era ceva provocator acolo? Într-un fel, asigurările... Nu, tu acum te gândești la asigurările care se fac acum.
și care se vând acum așa cum se vând acum. Pe vremea aia era... Door-to-door? Odată că era door-to-door, în al doilea rând că n-avea nimic obligatoriu și trebuia să convingi omul să-ți dea banii. Și în al treilea rând erau asigurări, am vândut casă și mașină, mă rog, bunuri și auto, până când am trecut la viață. Și când am trecut la asigurări de viață, acolo era nenorocire. Acum există cursuri de te învață oamenii. Exact, cum trebuie să vorbești. Ai niște pași pui... de la primele 20 de secunde care sunt extrem de importante. Unde să te uiți, cum da, să stai, cum să te îmbraci, cum, adică acum e foarte multă psihologie în spate și te ajută. Pe vremea aia ne-au zis, uite, astea-s produsele. Deși ți le vindeți. Și noi eram găini fără... Nu, tu râzi acum. Gândește că eu intram, mă, mare negru, îmbrăcat în costum negru, intram într-un birou, asta am zis-o și la micuțul podcast, intram într-un birou plin de doamne la 40-45 de ani. Cădeau cloșcă instant. Și răcneau. Ce, mă, răcneam? Ce cloșcă? Le băgam în groază, doamne ferește. Așa prost, dracu, nu există. Intram și răgneam. Și când veți muri, ce le va rămâne? Copiilor voștri! Liniște, mâncasești. Dar cine te învăța așa? Păi nu te învăța, mă, nene, nimeni, dar trebuia să vinzi. Și noi nu știam cum să faci și ne-am gândit. Băi, băgăm în groază. Horror, tat. Băi, gru, horror. There will be blood, Daniel Day-Lewis. Băi, ne, direct. Tu că mori, că mori, dai colțul. Că nu, te văd așa, pe sănătate, par șubre. Ce lași? Ce lași în urmă? Iată-mă că se răzbună, mă. Ce lași în urmă? Analize ți-ai mai făcut? Păi nu, că mi-am făcut și mi-a ieșit colesterol. Păi colesterolul, el de el, ăla, gata, că ești nebun. S-a pus pe ei, se vede pe tine că ai vasele umflate. Tu, pe tensiune, cum stai? Păi nu stau. Păi de ochi îmi dau seama, un doctor că te-ai internat direct. În sfârșit, nu pare că mai duci mult. Ce lași cu familie, copiilor, ce le rămâne? Păi, că apartamentul. Ce, e rate, nu? Da. Deci lași niște rate. Păi și ce să fac? Ce are domnul uitați Cabral aici pentru voi? Eu luați de aici. Produsele foarte bune. Adică noi nu, cum să zic, noi nu făceam rău. Da, nu da, nu da, le da, făceam rău că le luam bani pentru asigurările de viață. Dar la cum vindeam, meritam să facem bușcărie. Nu se poate, băi, nene, așa ceva. Mă interesează acum cu foștii colegi care o parte încă sunt în asigurări. O parte dintre ei, de altfel, sunt sales traineri. Da, 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 da. Adică da. Ei acum au experiență, păi au experiență de 25 de ani. Învață pe alții să vândă. Și eu sunt, ce face zonul sales trainer? Bine, am acum un curs. Și cum zic? Când murit, nu mă termină, nu mai aduce aminte de Doamne, ferește, așa ceva. Și bănesc că luați doar din comision, nu? Nu aveați ci salariu. Aveam un salariu, nu, că iar eram, fiind mici, eram și proști. Dacă eram agenți de asigurare, eram la comision. Cât muncei, atât primei. Dacă erai inspector de asigurări, ce eram noi, erai pe salariu fix. A, deci nu conta câte vinzi. Nu, dar noi nu ne-am dat seama atunci. Deci poți să nu vinzi nimic, bine. După 3 luni de zile îți dă și un șut în fund. Zice cineva, boss, da. Da, noi ne rupeam în două, că aveam la sfârșit de lună, era un concurs care a vândut mai multe asigurări. Și aveați și un premiu pecuniar sau? Nu. Băi, iartă-mă, da. Eu zic că sunt prost, nu mă crede nimeni. Nu te-am crezut. Eu mimez inteligența cu grație, dar atât. Nu există. Nu e. Scuze-mă, dar ești hasliu. Că m-am dus acasă și am zis, Machi, mi vezi că sunt cel mai bun inspector de asigurare pe luna august. Bravo, mă, mamă. Și ce primă ți-au dat? Ce? Legat de ce? Păi... De... Omul lunii. Păi nu, că mi-a zis bravo. Se avea vreo diplomă? De obicei se dă, dar s-a stricat în primă. Bravo, mă, bravo. Se vede, ești bravo, pe drum, ești tare. Ești racheta. Ce să zică zara ca femeie? Da. Azi, am făcut și noi cu ăsta cât s-a putut. Am investit în el, l-am dus, l-am făcut. Bine, bine măcar că uite, are un loc de muncă. Da. Nu stă cu noi în casă. Știi cum e. L-am păcălit să se mute. Că altfel nu... Sor mea, în schimb, le-a zis. Eu nici când mă mări nu plec de acasă. Aoleu. Da, așa a zis tata. Aoleu.
Dar cu ce am greșit? Pressure, under pressure. Under pressure. Mie mi-au repetat în continuu, la 18 ani te dau afară din casă. Te dăm afară din casă la 18 ani. Eu, știi cum ți-a zis, de la 14, 12, 14, cât mi-a fi zis. Hai câțiva, ai pregătit psihologic. Eram pregătit, da. alea. Și la 17 ani jumate am plecat. Am plecat, mama cu gura căscată și cu lacrimi în ochi, tata cu gura căscată. Nu te duci, mă, băiatul. Nu te duci, băiene. Dar nu terminați nici liceu. Boss. Time. Time is up, time is money. Vezi că ți-am dat 6 luni avans. M-am dus. Ai ieșit din Berceni sau tot în Berceni? Ei, m-am doamne. Dus frumos la blocul Țepter. Stai liniștit, nebunule. Ce ai făcut, băieți? Ești nebun. La blocul Țepter? La blocul Țepter, măi. Stai liniștit. Băi, dar ai trecut aproape de axul nord-sud. Dar tu ce te așteptai? Scuză-mă. Apărătorii patriei, eu sincer, pe acolo. Sictir. Tineretului, mă gândeam. Mai aproape dus, de tineretului. M-am dus direct pe blocul Țepter, după aia m-am dus pe Piața Victoriei. Bă, dar nu mai spune când beau, frate, că mă fac așa la gât. Și apoi m-am întors în Berceni. S-a terminat cu independența. Am urât fiecare moment în care am plecat în Berceni. Jur. Dar înseamnă că ați avut o prietenie jur. Foarte frumoasă. Mai îți dau cuvântul meu de o mare... Știi vorba aia cu Berceniu? De fapt, el a scos-o, că poți să scoți omul din Berceni, dar nu poți să scoți Berceniu din om. Eu cred că tu ai... Faza e în felul următor. Tu gândește-te așa. În Berceni, noi între noi vecinii nu ne-am bătut niciodată. Nu există. Efectiv, la noi acolo, toată zona aia, cu Brâncoveanu, cu Împăratul Traian, cu Pomârla, cu... Nu se băteau oamenii dintr-o scară cu oamenii din altă scară? Nu există scară, așa sau... ceva. Ți-era rușine. Bă, m-ai blocat. Te-am blocat, dă-te dreacu, dar nu vezi că e scoasă din viteză, împinge. Uliu, ce prost sunt. Gata. La ora două, dacă... Conflict parcam prost și nu putea omul să intre sau să iasă, sună la interfon. Cabi, da, m-ai blocat. Iartă-mă, să mă bată mama, vine acum. Te aruncai, mă aruncam de la 8 între scări, să ajung repede jos ca să-i pun toberon. Era rușine de omul ăla. Iartă-mă, frățioare, amă, stai liniștit, nu fi nebun, ești nebun. Iartă-mă că te-am trezit, haide, bă, vine cu aceste pupa, drum bun. Păi ce, la blocul Zepter era la fel? Ce vorbești? Doamne ferme! Dar nu știa nici vecine la blocul Zepter. La blocul Zepter urla, parca mașina, nu era blocul nimănui, că era în sfârșit. Erau parcuri ale tuturor. Știi cum se parchează în București? La 50 de metri de locul în la care trebuie să fie mașina, te dai jos de mașină și o lasă să ruleze încet. Unde se oprește, a oprit-o Dumnezeu. Aie! Și pe aia și auzeam de sus. Băi, cioroiule, ăla-i locul meu! Și mă gândeam, ia uite, iar bătaie. Iar îl bat, ce, Doamne. Ia și pe ăsta îl bat. De ce, Doamne, mă faci să-l bat? Știam ce fac, oamenii coborau, mă vedeau negru, nu mă știau. Și spuneau, uite, a venit africanul ăsta să-mi ia locul de parcare. Și eu vorbeam cu el, adică vorbeam cu el. Boss, înțelegi vorbele care ies în gura asta? Bă, auzi un accent? Nu. Și atunci de ce presupui că am venit din Congo mâncățești cu urâtul? De ce îmi vorbești urât? Păi bă, tu, eu stau aici în bloc. Da, aici în bloc tu stai. Dar dacă tu urli așa la mine și vii spre mine amenințător, mă sperii și îți dau un picior în cap. Și ajungem la circă la declarații. Te rog eu frumos, vorbește frumos. Explică și mie de ce e la locul 2. De 10! Bă, nene, să mă bată mama. De 100 de ani, pe vreo Ștefan cel Mare, tu ai venit să-i pus căruța aici. Arată-mi ce te face pe tine să-mi spui că ăsta e locul tău. Ești proprietarul acestui loc. E loc public. E, dar e locul. Băi, nene, iar te turezi, iar îmi vorbești urât, iar îmi facem țucahare. Stai un pic, hai să nu... Ce naiba? Și luată vecin cu vecin, așa... Vai de mine, dar au fost date muncă sată, de... Te plictisești, Doamne, mă, muncă de convingere. Tău, nu există așa ceva. Și mai era unii, s-apucau, trăgeau de tricouri, de alea, îmi dădeau un pumn în ochi și atunci să pornea și prostul, că n-ai cum. Bă, nene, potolește că te bat. Hai, vede! Și vezi că nu sunt bun la bătaie, că dacă omul n-a făcut... Și îi dai, îți dă una, îți mai dă una, te rog eu frumos, nu? Te rog eu frumos. Bang! Ajungem după aia la declarații, te rog eu, loviri și alte violențe, te rog eu frumos. Ne bagă și de la asta, tulburarea liniștii publice, pamândoi, nu mai contează cine a început bătaia. Te rog eu frumos, oprește-te. Bă, că morții, mătii! Incredibil, stimați telespectatori. Bă, mă apuc de tine, te rog eu. Eu ne fim vreo mare țucă. Na, dar dacă făcusem sport așa... Niște ai fi făcut de la 6 ani, e educația totuși, adică, de la tata. Na. Bă, nu bați civil, că nu ai voie așa ceva. Nu ai voie. Da, nu bați civil. Nu, doar, mor, drag, nu ai voie. Când vrei să te aperi, după nu? Ce ți iei 3 pumni în ochi... Na.
Nu, și, apoi dacă tu, e musai. Dai și tu un bobârnac acolo, nu se poate, ești nebun, un șut în curmă care să prinzi și tu. Nu, adică, hai să ne oprim. Și după aia m-am mutat în Victorie, unde în Victorie, era pe mașină, tot, ce era, mă? Elegant. Fițar, măi, doamne feri. Îmi place de București, în afară de BC, nu se găseam există. Pe parbriz sarmale, mâncați ai sufletul tău, tampoane folosite. Sarmale? Băi, nene, ciorbă. Dar de unde atâta opulență și bogăție? Cum e? Piața Victoriei, dragul meu. Păi dar n-avem ce. Băi, nene, nu există așa ceva. Nu există, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu țineți minte că a fost primul japonez mușcat și omorât de un câine într-un bloc de pe, din Piața Victoriei? Ai și tu niște amintiri. Dar am vrut să ajut povestea. Să mai omorât, zic. Era veselă până acum. De dracu, era veselă. Cu aia bătuți, căzut prin asfalt. Nu, n-a căzut nimeni, n-a zis nimeni. N-ai zis nimic. El a zis de bobârnac, acum iartă-mă că țin cu... Da, el a zis de bobârnac. Da, dar se presupunea că i-a făcut chiseliță pe aia. Noi ăștia tine trebuie să ținem aproape. Să bagă, să face așa și el loc, să poate, să bagă și el la milenial. El face good cup, bad cup. Da, să bagă la milenial ușor. O fi de generația Z, o fi născut după 2000 ăsta, mă. Dar ce, nu se vede? O, băi, cum, dracu? Care-i braț? Vorba, care a scos-o ăsta? Cred că fix ăla de la tine de pe tricou. Apropo, apreciez că ai pus un tricou cu negri atunci când am venit eu la podcast. Stai liniștit că m-am prins. Nu vreau să... În sfârșit. Așa, la un moment dat zice al nostru, cred că într-un film a fost sau cine, într-un Samuel podcast, Jackson sau John Travolta? Nu, Samuel Jackson, cel de negru acum. Ah, okay. John Travolta e alb. Te-ai dus în eroare asta. A zis, am hemoroizi de vârsta iubitei tale. Nice. Ce ai zis, hemoroizi, te-a deranjat chestia asta? Eram în timp, tot timpul spui chestii de astea când eu degust alcool și da. Aproape n-aud. Deci te-ai întors în Berceni. Și m-am întors acasă. Te-ai întors acasă. Dar cât timp a durat periplul ăsta? Câțiva ani. N-am dus mult. Voi credeți că fac catering? Vă dau cuvântul meu de onoare. Eu m-am întors acasă. Băi, și cum eram? Nu merea să mă opresc pe stradă. Cum se cheamă? Cristi, vino în coace! Am venit acasă, Cristi! Bă, nu există, deci nu... Dar uite că râdeam... Acum 3 săptămâni, pe Brâncoveanu acum e un șantier. Și în fața la Budimex, Marie Slodovska Curie, s-a desfăcut o parte din asfalt, au scos o placă de aia mare de beton și au descoperit țevile de termoficare. Dar erau acolo mai de mult, de vreo 50-60 de ani. Exact, în țeava aia am căzut eu în cap și mi-a spart capul. Când? Acum 3 săptămâni? Acum 40 de ani. Și m-am oprit acum 3 săptămâni când a fost aia deschis, m-am dat lacrimile. Aici era să mor. Doamne! Într-o iarnă mergeam că era doar nu era și capacul. Era doar U-ul ăla pus și erau țevile doar întinse pe acolo. Și mergeam pe marginea de beton a U-ului. Mi se părea foarte interesant. Mi se pare corect. Foarte interesant. Mișto. Și frig și probabil puțin polei. Asta face... La un moment dat, betonul nu era turnat cum trebuie. Avea un căuș care s-a umplut cu apă, care a înghețat. Da. Prostul unde a călcat? Acolo. Prostul a făcut... Fuf! Mamă, și câți metri de drept în cap. Nu știu, n-are mult. 3 metri jumate, ceva de genul ăsta. Doamne, mai ca domnule. Drept în cap. Cap și nani. Păi, cred că ai avut... Nani. Și m-am trezit, oamenii târau de mine, atunci nu era aia de UPU, clădirea nouă mică, nu, din față de la UPU. Târau de mine pe scări să mă ducă să mă repare în Budimex. Și era noroc, era aproape spitalul. Și m-am speriat și am fugit. Ăștia vor să mă omoare, nene, să mă mănânce. N-am mai văzut negri, vor să facă experimente. Fugi, cabrale. Și cu... Dita mai aveai trompeta și în cap, nu, da, aveai. Cu tot sânge pe față, cu tot frumos, ce trebuie. Frumos. Ce, da. Dar bine că te-a văzut cineva, mă. Da, da. Că pe vremea aia era și beznă totală pe toate străzile din țară. Sau era în timpul zilei? Nu, ziua era lumină. Deci în timpul zilei căzut. Bine că te-a văzut cineva că puteai să dispare acolo și să stai o perioadă până puneau ăia țevele la loc. Că pe vremea aia ziua era lumină.
chiar dacă era iarnă. Sfârșit. Nu o să insist foarte mult. Eu am vrut să-l ajut cumva să zic povestea, să fie și cu întuneric și cu asta. Și nimic, frate. El o ține morțiș că-i tâmpit. Nimic. Eu vreau să știi că oamenii ăștia care mai vorbesc așa, cel puțin noi doi, încercăm să ajutăm invitatul. Să nu păreți să știți. Nu ți s-a părut. Dar ți-am pus și vin de care nu ne atingem. Asta e. Da. Nu avem voie. Am venit voie cu motoreta, m-am zis dau noroc. Da. Pup. Dar nu, dar foarte bine. Da, nu, că foarte bine. Da, crezi că ai avut vreun om care ți-a schimbat un pic parcursul? Te-am întrebat de mentori și mi-ai zis de tatăl tău. Dar vreun om care crezi că te-a ajutat în vreun fel, de, nu știu, de ai, poate ai ajuns pe un alt drum, tu erai pe un drum și te-a făcut așa, să o iei dreapta sau... Băi, eu de la tata am învățat o chestie. Tata nu mi-a dat nicio informație. Tata m-a învățat cum să gândesc. Sau m-a ajutat să învăț să gândesc. Și el mi-a zis o treabă. Nu există domeniu în lumea asta în care tu să fii cel mai șmecher. Să fii cel mai bun. Să fii cel mai deștept sau cel mai informat. Fură. Fură meserie. De exemplu, știi ce am învățat eu de la tine? De la mine? De la tine, în special de la tine. Să ascult. Mie m-a bucurat foarte tare că sunt aici. De la tine n-am învățat nimic, nu te mai uita cu speranța la mine. Doamne, și picioarele. De la tine. Nu mai mă plec, mă, nu mai mă ascult. Unde ai învățat tu de la mine să asculti? Ia gândește-te, de unde crezi că am învățat de la tine să ascult? Gândește-te. De la Cârciumă, Silviu. Nu, că la Cârciumă vorbesc continuu. Din... diferite exact chestii în exact care eu nu mă stau. Nu mă stau, nu mă așed. Știi care, acum că am învățat și eu acolo câte puțin, că am avut noroc să mă uit să fur de la aia deștepți, că am avut noroc să lucrez cu aia deștepți, am învățat și eu măcar 5% cum se face comedie. Cea mai ușoară comedie aia vorbit, în care zici poanta umorâs. Nici aia nu e ușoară. Dar aia e cea mai la îndemână, să spun. Adică aia poți să o înveți. Cea mai grea e aia pe care o faci fără să scoți vorbe pe gură. Și cel mai, iar ce am învățat tot de la tine, tot de la voi, de data asta, este că fiecare trebuie să strălucească la momentul lui, într-un show, într-un episod, într-o emisiune, în ceva. Fiecare. Nu vine, există... vine rândul tuturor. Și în momentul în care unul a strălucit, simte treaba asta, toată lumea simte, el a strălucit, s-a tras în spate și vine la suport. Să-i ajute pe ceilalți să strălucească. Asta direct de la tine am învățat-o, de la voi. Mm-hmm. Asta e adevărat. Nimeni n-a tradus-o așa de bine cum ai tradus-o tu acum. Dar noi așa ne-am obișnuit, adică să nu vorbească 10 oameni pe scenă simultan. Iar asta. Niciodată nu a fost așa. Adică dacă vorbea cineva, lăsa să se facă gluma... Să râdeai pentru că trebuia să-l susții și după aia venea următorul care trebuia să zică să livreze. Dacă aveam la televizor acum. Acum este hărmălaie. Nu poți să urmărești, și chiar dacă sunt oameni mișto, nu poți să urmărești povestea pentru că vorbesc 2, 3, 4, 5 în același timp. 5 oameni mișto. Cu o parte chiar te știi. Nu poți să-i urmărești, schimb canalul, închizi televizorul, pentru că sunt toți claie peste grămadă. Iar asta, iar și revenind la prima chestie pe care ți-am zis-o despre tine. La tine, efectiv, n-am la ce să revin. Ești din Sinaia. Ce... Nu, asta e bine. E bine, hai că aici n-ai ce. E ok. Na. Schiezi? Da. Da, bine? Dar mai mult plac. Mai mult plac. Hai, nici să schieze n-am văzut cum trebuie. Asta cu ascultatul... N-a avut bani decât de plac. Doar de unul singur. Și mai era dat cu cioganul la lățit. Să faci comedie din ascultare mi se pare incredibil de greu. Iar tu asta faci spectaculos de bine. Și ai făcut atâția ani spectaculos de bine. Îl mai invităm pe Cabral. Și începem cu chestia asta, că îmi place. Ridică oricum discuția, e foarte important. Tu mai vii sau ne lăsi? Că omul chiar... Da, știi de ce cred eu că nu... acum, dacă deschizi televizorul, nu simți același lucru? Pentru că ei aveau mult timp în care au putut să se sudeze, au putut să repete, au putut să se simtă efectiv. Acum... Ei se puteau despărți după primele 2 săptămâni. E adevărat. Că ei sunt mulți între ei capete tari. Faptul că ei au muncit atât de mulți ani împreună a arătat că, unu, au vrut treaba asta, doi,
au înțeles că oamenii sunt fericiți dacă ei fac treaba asta. Exact. Și atunci și-au înghițit unii altora micile sau marile defecte. N-avem de unde să știu, n-o să știu niciodată. Și atunci când te uitai, băi, mă uitam la ei, băi, lăsăm la parte râsul, că te uiți o dată și râzi. La o treabă. Te uiți a doua oară și râzi. A treia oară, dacă vrei să înveți ceva, nu mai râzi. Sau nu doar râzi. Râzi și te uiți la ei ce fac. Oamenii, așa când te uiți așa, te uitai în mare așa, de la distanță, erau niște unii care băteau câmpii cu grație și erau foarte buni la impro. La prima mână, ăsta era gândul. Este? Corect, da. Grație! Ce prototip Tilu! În esență, dacă te uitai la ei, nu, să nu zic toți, mare parte, avem unul aici, sunt rechini ai scenei. Sunt rechini. Niciunul nu a țipea, niciunul nu se gândea la altceva. Toți erau acolo, da, bă, rechini. Dar nu exista, mă, cum? Băi, nene, era acolo, prezență, era Prada, comedia prezența. Era Prada și erau toți, erau, intra unul, mușca, pleca. Intra altul, se învârtea, mușca, pleca. De-aia ne uitam cu toții cu bare la gură la ei. Pentru că ei reușeau să susțină un moment de o oră jumate, de două ore. Uite, s-a recapărut pe mine. Uite-te că nu... Băi, dați-i de băulul băiatul ăsta. Vă rog frumos, mai aduceți niște paxuri. Da, nu bea vin. Susțineau oamenii ăștia, nu te lăsau să respiri. Și într-o perioadă în care, unu, noi n-aveam educația stand-up-ului. Băi, nu exista atunci aici. Doi, noi aveam o clasă politică care nu ducea la tăvăleală. Nu ducea la glume. Dacă nu-ți permite. Acum aduce. Acum n-are încotro. Acum n-are încotro. Acum n-are încotro. Acum glumele trec, asta este. Dar pe vremea aia nu treceau. Nu treceau. Pe vremea aia îți venea miliția la spectacol. Pe vremea aia sala în care tu trebuia să ai spectacolul mâine se anulă azi. Și întrebai, dar de ce se anulează? Avem o problemă cu o țeavă. Zi, mănâncă ca zi. Au mai fost, păi, domnul Hrebenciuc a mai apărut odată prin 96, cred că la Neptun, la, acolo, la Teatrul de Vară. Domnul Constantinescu a fost de 3 ori președinte, a fost de 3 ori, fără să știm noi, adică pur și simplu era veneau la spectacol. Da. Nu știam, habar nu s-a anunțat că vine, se venea acolo, erau bilete cumpărate, nu ne venea să ni ceară nouă. Cum se întâmplă acum de la prieteni, știi, că vreau și eu invitații, dacă nu se poate. Tati, la banii ți și jenă, ce da. Invitații îți mai dai? Dai tu la prietenii tăi, ăia bun la care vrei tu, să-i chem tu. Și care de obicei își cumpără bilete. Și care de obicei își cumpără bilete, exact. Nu, n-am luat că venim vreo 10 și nu... Da, da, ne complicăm mai era, stăm separați, să stăm separați. Da. Exact, pe bune, pe bune, așa, da, exact așa da, se întâmplă. Da, și, da. Și așa e normal să întâmple. Și așa e normal să întâmple, dar de obicei, țin minte și acum o chestie de la cabinetul, nu știu ce, nu mai țin minte cum îl chema, de la cabinetul senatorului Cutare ar dori 4 locuri. Și am zis, e foarte bine, mă bucur foarte mult că dorește, dar să știți că sunt la casele de bilete încă nu era cu online atunci, trebuia să te duci la sala Palatului, să te duci domnul fizic să cumperi. Are șofer, adică are șofer, îți ducea să-i acumpe. Păi nu, dar am crezut că puteți să-i oferiți dumneavoastră. Zic, poftim? E ziua dânsului. Dar și chiar dacă e ziua dânsului, nu ne cunoaștem. Păi da. Tocmai că ar vrea să vină să... Să vă cunoașteți. Să vă cunoaște. Păi să vină să ne cunoaștem. E ok, dar să cumpere da. Bilet. Da. Niciun coleg n-a venit vreodată să-mi spună, bă, dar nu trebuia să vorbești așa cu cine o fi. Bă, dar nu știu cine era, mă, era la, eram telefoane fixe, 97, 97, chiar 97 aveam telefoane mobile. Dacă nu era senator. Eu știu, era cineva pe fix care a sunat la Asociația Culturală Diverte și vroia niște locuri la spectacol. Tati, îmi pare rău, dar nu... Cam cum vine asta? Nu știm. Avem noi locurile noastre alea centrale care dăm la familie și la prieteni și punct, sunt 4.000 de bilete sau 3.800 pe care să le cumpărați unde vreți. Puteți și uita. În primul rând puteți uita. Luați-le în primul rând. Noi nu le luăm niciodată în față. Ne luăm în mijlocul sălii ca să lăsăm oamenii să vină să cumpere cine dorește. Uite, fanii să vină frumos. Să-și cumpere bilete. Iar frumos. Niciodată nu făceam asta. Asta cu să vină să cumpere. Ai perfectă dreptate ce spui de fapt aici. Că lăsăm oamenii să-și cumpere unde vor. Gata, de tine vorbim. El trebuie să... Pe el trebuie să... Păi nu că vorbea de mine, m-a întrebat cine m-a... Am furat meserie. Asta e mișto. De la cât mai mulți oameni. Asta am făcut.
Nu pot să spun că uite de la ăla sau de la ăla altul. Dar pot să spun de la fiecare ce am luat. Și o să dureze mult. Că am furat de la foarte mulți oameni. Cât de bine am furat, nu știu. Cât de bine mi-am făcut temele, nu știu. Eu am încercat să iau cât mai mult și cât mai bun. Cât am reușit să iau, cât s-a putut. Dar tu, prin faptul că prezentai moda, ai ajuns cumva în televiziune? Sau cum a fost prima lipeală? Nu, m-au chemat la un... Eu eram disperat după mașini, după cum vorbeam, dar nu, marafeți nu existau. Și atunci era doar dorință. Mai puțină putință. Exact. Și am zis, cum fac să ajung să conduc și eu niște mașini? La o emisiune auto. Smart. Bang. Și m-am dus la rată de rezervă. Am prezentat Antena acolo... Antena 1 sau? Da, Antena 1, nu? Am prezentat acolo vreo... 4 luni, 6 luni, 8 luni, nu... Chiar deci ai intrat din prima, ai dat o probă ceva de... Și cum e că mulți oameni se gândesc, ba mă, tu ești atât timp în televiziune pentru că ești negru. Și erai... Asta nu m-am gândit niciodată. Exotic. Era exotic. Nu, o urmă, nu, o parte de adevăr are. Pentru că la momentul ăla chiar eram exotic. Și a apărut interesant să fac treaba asta. Numai că poți fi exotic 6 luni, poți fi exotic 8 luni, poți fi exotic. Da, și trebuie să și prezinți ceva la, să vorbești, să... Dacă nu vii cu nimic decât cu exotic, poți fi plantă. Uh-huh. Ficus, mai există. Ficus, boschet, niște... poți fi masă de mahon. Da. Că e pe exotic. Uh-huh. Dar după aia trebuie să înveți, trebuie să livrezi, trebuie să faci multe lucruri astfel încât să rămâi acolo. Dar la momentul ăla, așa e. Mamă, negru care vorbește limba română și plac mașinile. Bombă, ăsta e. Nu mi-a plăcut mie. Că de condus conducei puțin și cum zicea producătorul, iar de vorbit trebuia să zic, eu și acum, vezi că-s mai slobod la gură, nu erau faruri, erau blocuri optice. Nu era grilaj față, era calandru. Și nu erau geamuri, era suprafața vitrată. Că așa se vorbea atunci în televiziune. Și nu, stai bă, să mă bată mama, am zis o frază, nu știu ce am zis. Și de auto, nu la care da, și sunt fiert pe ele, nu știu ce am scos pe gură, am zis de bine sau de rău. Și m-am oprit. Numai că în perioada aia m-a observat un... A intrat în vizorul multor producători, sigur. Da. Pentru că chiar erai o prezență exotică și știi să vorbești. Asta e foarte important. Și cumva m-au alergat, m-au așa, am intrat în prima... La prima TV, parcă. În prima mi-au și dat, m-au trimis să fac dicție. Mișto. Că era mai pe cartieră și... Mai pe Bercin. Era mai pe Bercin, mai pe sud, așa, cum să zic. De ce zic? Asta, adică, bine veni, mâncățiși. Știi, nu eram în halul ăsta, dar îl auzeai acolo puțin pe băiatul. Pău era oricum, pău era pă. Da, pău e în continuare și la tine, nu tu mai... Tu ai grijă ce vorbe, e pus cu tură pe Sinaia. Dar la un moment dat ajunsesem să vorbesc extrem de corect și frumos. Și dar cât timp ai făcut dicție? Nu mult. O lună, două. Nu, mai mult. Am făcut vreo 6, cred. Dar mi-am dat seama singur că atunci când începeam să vorbesc așa și în viața de zi cu zi, oamenii... Erau mult mai atenți. Se îndreptau puțin în scaun. Și erau, iartă-mă pe mine. Nu ziceam piscină, cum zice orice român. Ziceam piscină, corect cum ar fi. Un fascicul fosforescent, fascinant și incandescent, suscită o fascinație, susceptibilă. Deja știi cum e, că faci o frază așa, hai că treacă. Dar dacă ții toată discuția așa, oamenii încep să plece. Dă-te, drecul ce de boală are oare asta? Cine l-a trimis pe ăsta aici? Ce a făcut? M-a făcut baie în piscină. Ei, te să mă arăt actul. Serii. Și atunci de la perfecțiunea aia a trebuit să o desfac un pic și să o murdăresc pe aici, pe acolo, să ca sun să și eu a om. Da. Că nu sunam a om. Adică și un academician atunci când vorbeam, când discutam, când schimbam idei cu dânsul, nu s-a întâmplat, zic așa, ca idee. Ipotetic. Ipotetic vorbind, s-ar fi uitat ciudat la mine. Ăsta micul nu e bine. Și atunci am destructurat un pic și am murdărit un pic pe aici, pe acolo, ca să fiu om. Care a fost prima emisiune pe care ai simțit-o, nu știu, cel mai bine? Ai simțit că e pe că sufletul tău, că e a ta, da, că și e... Că
Bank Show, nu? Bank Show, da. Eu de acolo te știu. La un moment dat... Dacă vine... mi-ai zis pe aia că am crescut cu tine, te bat cu trepiedul ăsta. Nu. N-am crescut cu tine. Voiam doar să zic că la un moment dat... Ce, tu nu auzi pe asta? Tu auzi des pe asta. Nu? Zilnic. De 5 ori. Nu o dată. Adică, asta zic. Asta, vai. Și, scuză-mă, ține-ți de aia. Te rog, iartă-mă. Da, te rog, okay. Frumos. Ce mai mișto e când vinești de la o femeie frumoasă. Vai. Domnule. Dar vă știu cum vă admir foarte mult. Continuă. Mi-aduc aminte că eram mică și bunica mea vă iubea foarte mult. Asta. Deci asta a fost primul bunica, nivel. Da, scuză-mă, iartă-mă că trebuie să particip. Asta a fost, cred că eram la Costinești, într-un spectacol de la de vară și eram cu... Frumos, ca toate spectacolele alea cu atmosfera excepțională din anii 90, parcă 99, 98, 2000 poate la Costinești și vine o fetiță... Bă, veneau nebunii. Foarte mulți oameni, copii, călare pe noi, autografi. Foarte normal, schimbam tricourile, de multe ori n-apucai să te schimb, că veneau direct în culise peste noi călare și eram în chilot și asta e. Asta, na. Și vine o fetiță și foarte drăguță. Da, ce aveam? Nu din aia, satenul ăla cu dantelă. Nu s-a lipit de noi. Avem un alt fel de tenă. Se lipea, tocmai asta era. Da, la noi nu... Așa. Bun, și vine fetița și scrie, pentru cine... cum te cheamă, drăguța mea? Vă mulțumesc foarte mult, dar nu-i pentru mine. E pentru mama ta? Nu, pentru bunica. Îl văd pe Ghiuri, era lângă mine, că erau amândoi acolo. Îl văd pe Ghiuri și a zis, ok. Și au făcut 180 de grade și au plecat jos. E prima oară când au venit și bunicii. Auzi, deja bunicii. Au venit. Bunicii ne apreciază foarte mult. Începem să ne coacem. Suntem, tati. Ne pârguim. De mine. Deci nu mai era mama, părinții mei, va, nu știu ce. Bunica extra. Temelie. Gata, tu te-și distrează, tu te-n discotecă să găsi găgeci, mergem în club. Hai să mergem pe cameră, că avem o vârstă, pune niște cataplasme. Zi-mi acum. Nu, voiam să zic că și mie mi s-a, adică eu te știu de acolo și pentru că taică-mi la un moment dat a participat. Foarte tare. El a fost... Deci a fost cineva talentat în familie. A fost cineva, da. Știi cum zice, că talentul sare o generație, știi? A ajuns acum la fiică mea. Păi, e și necăjibil. Dați-l, mă, afară, mă. Măi, e necăjibil. Iartă-mă, nu, sunt okay, prost, okay. Așa e. Dar nu, e foarte bine. Te răzbun pentru ce ți-am zis înainte. Lasă că știu eu. Și taică-miu a participat, el făcând tot așa parte din brigada artistică. Ok. Și a mers cu așteptări mari, a ajuns în finală și a pierdut în finală. Și mă rog, emisiunea era înregistrată, eu știam că el a ajuns până în finală și a pierdut în finală, dar cu toate astea era un moment senzațional. Și ții minte că atunci când s-a dat, mi-am chemat prietenii acasă, ne-am strâns în fața Goldstar-ului din 90. Emisiunea era în 2000, mi se pare că a început. Mă rog, era oricum 2000 și ceva, 2001-2002. I don't know. Și ne-am strâns frumos acolo. Bineînțeles, s-a întâmplat ceea ce știam deja că o să se întâmple. El a pierdut în finală. Dar totuși... Nu știu dacă n-a pierdut chiar în fața lui Dezbrăcatul. E posibil. Dar știu că am fost așa de emoționat atunci că am început să plâng. Eu știam ce o să se întâmple. Asta este. Dar îl susțineam. Totuși vezi ceva suflet tare. Și da, de atunci mi-a plăcut de tine, de la Bank Show. Mi s-a părut că ai potențial. Da, uite că totuși n-a fost să fie. N-a fost chiar. Dar după aia tu ai ajuns de la prima, ai prezentat cred că mai multe emisiuni. Da. Și da. Ai ajuns, ai fost după aia la Acasă, nu? Acasă, sau... da. Păi n-am vrut la Pro. Sârbu a fost foarte supărat pe mine că nu m-am dus la Pro. Hai, du-te de aici. Da. Eu am făcut... Păi, dar nu era aceeași găleată sau... Băi, era, dar nu era. Au. Da. A fost cu Solcanu, nu? Imediat. Nu, sau după aia, mai târziu. Nu, mai târziu. Mai târziu. Eu vorbisem cu Burci că fac cel de-al treilea sezon din Bank Show. Așa. Mi-a zis omul, facem. Gata. La momentul respectiv, tu știi foarte bine, vorbeai un lucru, murei, dar te țineai de el. Am vorbit un lucru. Nu că
contract, nu că de asta, nu, da, anexă, așa. Nu că clauze, nu că... Bă, i-am zis omului la ceva, nu există. Și sună... La Sârbu nu era chiar așa. Sună... Aici tu știi. Da, știu la... foarte bine. Sună telefonul, bună ziua, bună ziua, din... Enache, mă numesc din ProTV. Ia zi, vrea să vorbească Sârbu cu mine, nu? Pauză. Da, hai mai du-te, dracu, închis telefon. Pentru că în prima, la momentul respectiv, asta era glumă. Suna telefon, stai mă că mă sună Sârbu, stai un pic. Mă sună concurența acum. Nu la direct, nu, că nu, Sârbu, Sârbu. Mă sună Sârbu, stai un pic, scuză-mă un pic. Deci oricine, suna mama, să iei cartofi. Da, domnul Sârbu, spuneți. Aia era glumă. Da. Și atunci când sunai pe cineva din prima, sunai. A, bună ziua, de la biroul domnului Sârbu. Mai dă-te dracu, mă, cu Caterinca ta. O săptămână, stai, Răzvan Enache la momentul respectiv era, ascultă-mă, Răzvan Enache la momentul respectiv era directorul de programe din ProTV. Da. Răzvan Enache la momentul respectiv, alt Răzvan Enache, era directorul de programe din Prima TV. Ah. Coincidență. Două persoane, coincidență de nume, aceeași funcție. Bă, nu. Și mă suna Răzvan Enache și... Salut, te rog să nu închizi. Te sunt în Pro. Da, mă, vrea Sârbu să vorbească. Zic că s-a ocupat. Ce Caterinca pe mine. O săptămână. După o săptămână m-a sunat Răzvan Enache, care era în primă. Bă, idiotule, te sună ea din Pro, de ce nu răspunzi? Când m-a sunat? De vreo 80 de ori. Și tu îi înjuri. Îi trimiți la dracu. Tu ești prost? Da. Așa pare. Să sună înapoi? Păi sună! Să sună înapoi. Sună înapoi. Salut. Salut. Mai vrea domnul Sârbu să vorbească cu mine? Nu i-am zis că mă înjur de o săptămână. Mulțumesc frumos. Uite, când să vin? Că eu și acum, dacă e. Că n-am mare lucru de făcut. Revin. A revenit o domnișoară secretară și mi-a zis... N-ai mai închis. Erai... Ce? N-ai mai închis. Ce să face? Cum să? Și bună ziua. Domnul Sârbu vă invită la un la o cină sau prânz, nu mai știu ce era. Mamă. La Cheoche. Păi era fiful lor acolo. Gata, m-am dus. Mi-am făcut o clizmă. Mi-am tăiat unghiile. M-am parfumat. M-am spălat pe dinți, am dat cu flos, am luat apă de apă de gură. Mi-am smuls părul din urechi, părul din nas. Tot, ras, tot, eram țiplă. M-am îmbrăcat frumos, m-am dus să mă văd cu domnul Sârbu. Bună ziua, bună ziua. Salut, bă, stai jos. Treci. Mănânci ceva? Nu. Mi se părea penibil să stau cu salata lovită pe dinți în timp ce omul a voia să... Și mi-a zis direct. Cât mă costă să vii la mine? Eu, direct, fără să clipesc nimic. Perfect. Începe de luna viitoare. Stați, că ați înțeles greșit, da. Eu n-am cum să vin la dumneavoastră. Și mă rog, de ce? Păi i-am promis... Domnului Burci că îi fac sezonul 3 din pauză. Păi și vedeam pe fața omului că treceau, știi când desene animate când trec culorile, trecea prin stări. Prima stare, bă, stai prost. După aia, nervi. Bă, să-l bate joc de mine. După aia, totuși poate e prost. Știi? După mă zicea, a trecut prin toate stările. Și mi-a zis, dar de ce mi-ai venit, bă, la întâlnire, dacă știi că doar nu te-am chemat să fim prieteni. Păi așa e elegant. Când te cheamă un om undeva, să te duci. Da, bine. Hai că eu mă grebesc undeva. S-a supărat un pic. A luat-o mamă. Mega personal. Mamă, tu vii la mine să-mi zici în ochi, așa mă privești noi, și îmi spui că nu vii la mine? Bă, tu știi ce faci, dar nu toate astea erau conținute. Vorbele nu au fost acolo. Hai că nota asta nu știi că e plătită. La revedere, o zi bună. Și a plecat. Mi-aduc aminte și acum că după ce a plecat, l-a văzut la față șoferului, care și-a dat seama că e o furtună, și s-a uitat la mine dezaprobător așa, bă, prost ești, mă. Mi l-a enervat pe ăsta acum. De ce îmi faci, mă, seara grea, mă, nenorocitule? Ia uitați, bă, prost ești, mă. Trebuie să mă duc să o duc pe Janin. Ai avut șansa să zici, să, și uite-te și tu. M-am dus frumos la treaba mea. Eu l-am sunat pe Cristi Burci, înainte să mă văd cu... Vezi că mă cheamă Sârbu. Vezi că mă duc la întâlnire. Pauză. Aha. Și Burci a zis că l-am pierdut pe asta. Da.
Și zic, de ce? Zic, nu știu, m-a chemat omul la un cico. Și te duci? Mă duc. Ok. Am închis. După ce m-am întâlnit cu Adrian Sârbu, am sunat la Cristian Burci. Salut. Ia zi, Gabi. Păi m-am văzut cu domnul Sârbu. Și? Și mi-a propus să mă... Aha, și când începi? Păi când să încep? Că n-am vorbit că facem bank show? Ce să încep? Și s-a auzit. L-ai refuzat? Da. Ca să aflu 4-5 ani după aia, când deja eram la acasă, că Adrian Sârbu l-a sunat pe Cristi Buci. Vezi că ți l-au pe negru. Și Cristian i-a zis, bine, dacă tu poți să-l iei, ia-l. Nu că dacă poți să-l iau. Gata, l-am chemat, vine la întâlnire, am pentru el vreo 2-3 proiecte. O să-ți arăt eu ce potențial are băiatul ăsta, nu ce face acolo prostiile alea la tine. Da. Te-am zis și eu de bine, potențial, domne. Adică... Noroc cu tine. Da, mă scuzați. Noroc, mare noroc. Mă scuzați. Mă iartă-mă, nu te supere. Te rog eu frumos, că nu știi că... Ei, nu. Și sper. Și după ce l-am sunat pe Burci, Burci l-a sunat pe Sârbu. Ia și mă, ți-a dat flit? Cum e cu cămile pe... Hai mă, dă-te! Trece un an. Fac bank show, nu mai era an electoral, nu mai băga nimeni bani în televiziuni decât în pro, mă rog, și family. Și mă sună de la birou doamnei Ruxandra Ion. Vii la o întâlnire? Vii la o întâlnire. Mă pun pe nici scaun, nu era bank show 4. Nu, mai gata, nu. Era stop joc. Era pe stop joc. Era în difuzare bank show, dar era clar că de urmat era pe liniște. Și uite că am vrea să te luăm la noi. Aș veni. Am înțeles. Vrei să vorbim de bani? Zic, hai să nu vorbim de bani, că nu de bani e problema. Problema e să fie niște proiecte frumoase. Că dacă ați proiecte frumoase, sunt și eu fericit. Nu să mai... Așa ceva nu mai există. Nu mai există. Această discuție nu mai există. Nu mai. Dar era mai mișto așa. Deci acum... discuțiile acum sunt prima. Salut, am 3 lei. Câți bani îmi dai? De obicei, când vine cineva la o, nu știu, la orice. La orice. Câți bani îmi dai? Nu întreabă nici ce trebuie să facă, nici dacă se pricepe. Acum generalizezi. Nu, eu personal, numai cazuri de asta am avut când au trebuit să mai angajăm niște tineri cu care să lucrăm. Asta era. Câți bani îmi dai? Zic, bă, da, ok, discutăm și asta, dar nu te-ar interesa să vezi ce... Dar și dacă îți spun să fii în pielea goală și trebuie să faci sex continuu. Mă, că asta nu la televizor. Nu, dar noi avem o televiziune în care numai așa se face. Facem chestia asta pe 1000 de lei pe lună, ok? Ha, faceți mișto. Păi, dacă întreb... Dar e altă paradigmă. În același timp, dacă aveai norocul să fie așa atunci, cu cine trebuia, era mișto. Dar de multe ori se și abuza. Da, categoric. De multe ori se și profita de tine. Bineînțeles, știi? Sunt așa de acord. Așa că cumva e o balanță. Într-un fel îi înțeleg și pe cei care vin și îți zic direct de bani. Boss, scolco. Și atunci așa. Și, da, pentru mine atunci era mult mai important să fie un proiect mișto, da, să absolut. Cresc, mult mai important să lucrez cu niște oameni de la care iar pot să fur meserie, decât să hai repede să mai plătim niște rate. După aia, iar după niște ani, am aflat... Ruxandra l-a sunat pe Sârbu și a zis, vreau să-l iau pe ăla la noi. Ăla e un prost. E un prost să n-aud. Nu e, m-am întâlnit cu el, mi-a dat cu frit să n-aud. Nu e. L-a lăsat vreo 6 luni. Și pe aia a zis iar, vreau să-l chem pe ăla la o discuție sau alea. Ăla e prost și nu vine. Dacă vrei, cheamă. Că nu e. Nu mai era interesul lui. Nu, era jignit. Da, odată că l-ai jignit. Cum și adică? Nu mai era în... Dar nu mai. Sictir, gata. Sictir, nu există. Și am vorbit cu Ruxandra, a fost totul bine, a rămas să ne mai auzim după aia, ok, totul frumos. Ruxandra, el l-a sunat. Vezi că eu lucrez al nostru cu el. Vine la noi. Mamă! Vine la noi. Și vrea el să vină? Da. Vine el? Și unde vine? La pro sau la acasă? Ruxandra, când auzi că pune problema așa, și a zis, gata, l-am pierdut pe prost, nu mai, a lăsat ce direct la pro, n-are ce să mai... Aie. Și ea zice, nu știu, că n-am vorbit cu el treaba asta. Păi, cheamă și vorbește cu el treaba asta. Să-l băiesc, gata. A doua oară când l-am supărat.
Am fost la Alexandra, zice, uite, am vorbit cu domnul Sârbu, într-un fel se bucură, în felul lui. Mai atent, așa. Se bucură că vrei să vii la noi, dar întrebarea este, vrei acasă sau vrei pro? Și liniște în birou. Bă, liniște, liniște. Și era așa. Și zic, nici nu m-am gândit la varianta asta, la alegerea asta. Nu o să vă zic de ce, acum. De-aia știa. Dar o să vă zic peste niște ani de ce. Ce a făcut, da. De ce aleg acasă? Ce ai zis? De ce aleg acasă? Deja suna pe interior. Da, domnul Sorbam, am vorbit cu Cabral, e tot ok, el vrea la acasă. S-a auzit, ce ai tu dracu, ți-ar tâmpitul de râs, că nu mă suport, ăsta are ceva cu mine, vrea să-mi bubuie vena în cap, zdrang telefonul. Am intrat la acasă, am început să facem proiecte mișto acolo, de atunci am și din antenă, am și din prima, dar și de atunci, în grupul Pro, am niște prietenii care de atunci țin. Cu niște oameni de la care am învățat foarte mult. Niște oameni care de multe ori au văzut că sunt prost și nu o să-mi dea una în gură, m-au învățat cum să nu mai fiu atât de prost. Și am început să fac chestii. Sârbu mă vedea făcând chestii. Ne chema la ședință. Că știi că era, nu mișca nimic. Ei, Doamne! Și ne chema la ședință. Am văzut emisiunea din seara trecută. Da. O mizerie. Un căcat ați făcut. N-ați înțeles nimic din proiect. N-ați înțeles nimic din format. Și tu, tu ești prezentator? Zic, încerc. Nu reușești. Ieșiți afară. Afară de la mine din birou. Voi nu meritați să călcați pe mocheta asta. Când să ieși? Unde plecați? Păi, stai jos să vă zic ce aveți de făcut. Și ne zicea, bă, mă avea dreptate. Era foarte priceput, ca să zic așa. Băi, pe mine m-a speriat de mai multe ori și el și Ruxandra. Se uita pe audiențe și ne spunea, fără să vadă emisiunea, la un moment dat s-a dat jos în avion, a primit audiențele și ne-a sunat asistenta, acum un foișor. Deci a fost audiențele. Și ne-am gândit, ne ceartă că n-am făcut cum ar fi vrut el să facem, mă rog. Se uita pe audiențe, pe demografice și ne zicea ce greșeli am făcut în conținut. Adică unde i-ați pierdut pe oameni? Da, unde... dar el fără să vadă emisiunea. Uite, iar ți-a de capăr pe mine. Băi, nene, deci ne cheaunea direct, ne dădea stop, brain freeze. Nu înțelegeam și noi ne uitam, eram cu Batista și cu Ducu și mă uitam la ei așa, zic, bă, m-a văzut în avion emisiunea, nu aveam un să o vadă. Deci, nu mă n-a văzut. Știu unde dracu ne dă cu noi de pe mâncare dreptate. Că atunci când îți zicea, se făcea ție lumină în cap. Și îți dădea seama unde e ghirlit-o. Emisiunea următoare făceai după noile instrucțiuni. Ce crezi? Mergea? Puh, firăra dracu să fie. De unde știe asta? De unde știe, mă, nene, mă, să mă bată mama? Deci, bă, zic, brain freeze direct, mindfuck direct. Și la primul 1 decembrie, eu abțiguit, el bine dispus, face semn. La buftă era, nu? Da. Hala aia mare, 4.000 de oameni. Mesele alea lungi, toți colegii. Băi, genial. Momentul. Ia, zici și mie, ce cauți tu la casă și de ce nu ești la pro? Păi zic, păi nu sunt la pro, că sunt la... Nu ești la pro, ești la casă. Că mă uit la tine, văd aia de acasă. Ceea ce e foarte bine, că ești în familie. Dar de ce n-ai vrut pro? Și am zis, păi la pro acum... E ăla. Unde să mai... Care sunt pe sticlă și mai așteaptă proiect ăla. Eu vin, ce, supozitor. Mă bag și eu acolo cu forță. Pe când la casă erau 3 hoști și m-am dus și eu al patrulea. Și m-am avut aer. Am tras aer. Am făcut proiecte. Mi-am făcut mâna mai bine decât am fost la început. Am cunoscut echipele. Echipele în momentul în care eu și acum în pro consider că cei mai importanți sunt oamenii din tehnic. Nu aia de față. Și aia din tehnic, mă rog, nu toți, că poate la un moment dat s-o fi supărat unul pe mine. Dar aia din tehnic mă iubesc. Și mă iubesc nu că vai tu minunatule. Nu.
dar sunt de-a lor, că eu am făcut de-a lungul vieții, am făcut și sunet, am făcut și cameră, am făcut și macara, am făcut și grip, am făcut și lumină, am făcut și șoferie, am făcut și, cum îi zice, regie. Puțin din fiecare, dar îndeajuns de mult încât să înțeleg meseria fiecăruia și să-mi dau seama că degeaba sunt eu frumos la televizor și plin de farmec și de carismă dacă nu mă aud. Că râs ca prostul la televizor dacă nu-ți merge microfonul cum trebuie. Și degeaba omul își face treaba dacă eu am lavaliera de-aia ascuns aici. Faci cu mâna. Fac ca prostul. Și am înțeles meseria omului de la sunet. După aia degeaba eu sunt sexy, dacă oi fi, și sunt deștept, dacă oi fi, dacă la cameră sunt tot timpul, fac mișcări de idiot. Că eu nu pot stau fix la cameră. Că stau în picioare, tot timpul mă mișc. Și pe vremuri, acum mulți ani, mă mișcam în ax. Mișcându-mă în ax, ieșeam în șarf, că era doful mic, era deep of field, era acolo, era mic. 5 cm. Și a trebuit să mă autoeduc, că nu să mă educ să stau pe loc, nu se poate, să fac de pe un picior pe altul, ca să rămân în dof. Adică chestii pe care le înveți doar dacă lucrezi cu oameni mișto, cu profesionism mișto, care ce au și grijă de tine. Că altfel ăla zici, nu trebuie că e prost, se buți, ce te fac eu? Că eu nu pot să stau să frec șarful ăla de nebun acolo. Știi? Și am explicat omul și am zis, da, mai dreptate. Că eu credeam că tu ești prost. Zic, ocazional îmi iese și asta. Dar așa mă calific. A fost. Și a fost foarte mișto. Anul următor, următoarea petrecere, am gherlit-o. Că a venit, era în kimono, că atunci era samurai și a zis, domnul Sârbu, s-a mâncat bine anul ăsta. Ups. Adică ce vrei să zici? E mulat kimono. S-a întors. S-am tot pe călcâie. Hai că știi să... Hai, faci și tu glume bune, nu? Eu sunt... Băi! Hai că ție să știi. Sunt rachetă, mă, ce vorbești? Cum să nu? Sunt rachetă. Buci în fasole clasa nu, tăi. Dar eu trebuia să fiu dat afară din pro de 20 ori. Nu există. Asta e... Nu asta există. Nu. Se grăbea domnul Sârbu să plece la avion, că avea de decolat și a intrat prostul în curte și o întârziam la poveștiri. Și am aruncat mașina de mers și am plecat. Am plecat și cu cheia. Și a intrat în... Și am intrat în direct. Și eram în direct și vedeam aici că intră din ce în ce mai mulți oameni în studio. A venit pauza publicitară. Mă, dar e foarte mult agit. Și toți au scos pistoale în puște. Ce am făcut? A pierdut domnul Sârbu avionul. Să l-ai blocat sau ce? Da mă. Tu l-ai da. Blocat și a plecat cu încuiat mașina și cheile sunt buzunar. N-a mai plecat cu mașina, stai că n-a putut să scoată nici bagajele din portbagaj, că era lipită de perete, că curtea din pro e mică și n-a... Nu, dezastru. Dezastru. Catastrofă, nene. Nu există ceva. Nu există. Noi, la un moment dat s-au pus în pro turnicheți. Eu după aia am auzit. Prima poveste. Eu știam doar a doua poveste. Când la fel am ajuns, aveam studioul la 3 în turn și am ajuns târziu. Că asta am eu chestia asta cu ajunsul târziu. Și am ajuns târziu, n-aveam la mine legitimație, erau turnicheții, dar eu fiind tita mai ursul și fiind atletic. Hai sări peste. Am sărit peste, mi-am văzut de drum. Eram văzut de domnul Sârbu. Trăiți! Sări peste, mi-am văzut pe scări în sus. Mi-am făcut direct că m-am întors. Văileanu, directorul administrativ, cu toată lumea acolo, fierți mulți la față. Eu, ce faceți? Oie! Ce să facem, oie? Da, trebuie să schimbăm turnicheții, că sunt prea mici, că niște idioți sar peste. Trebuie să-i punem mai înalți cu jumătate de metru. Păi stai, mă, că mă grăbeam, că te grăbeai. Da, pe domnul Sârbu l-a observat? L-am observat. L-am și salutat. Bravo, imbecilule. Acum a zis că o fi bun turnicheții aia, dar nu mai sunt bun turnicheții aia. Cu o săptămână înainte, după ce s-au pus turnicheții și domnul Sârbu a zis nu mai intră nimeni fără legitimație, s-a dat jos de mașină, a urcat treptele din pro și când să intre... Turnicheți. Unde e domne cartela aia? Nu am cartela. Și a zis, numai, era cu cineva tot din pro, dă și mie asta. Și era de la băiatul de la pază, stop! Ce că tu fii? De ce n-ai turnit? Ți-a zis, hai bă, că am treabă. Poate că aveți treabă. Dar în clădire nu intrați decât dacă aveți legitimație cu poza dumneavoastră pe ea. Asta care era, nu cred că era Cristi, nu mă știu cine era cu el. Bă, tu știi cine-i dânsul? Și ăsta îi zice, poți să fii și domnul Adrian Sârbu că nu intră. Să n-am știut povestea asta. Și Sârbu se oprește, ce, dar de ce zici tu asta, mă?
ca și la angajare, eu s-am angajat săptămâna trecută, la angajare așa mi s-a zis. Noi, că domnul Adrian Sârbu a zis că nu intră nimeni fără legitimație. Cine sunteți? Nu știu. Nu mă interesează, nu intrați. Sau dacă intrați, eu am tonfă. S-a întors pe călcâie, bă, jur, s-a întors pe călcâie, s-a dus, a dus la foișor, a luat legitimație, în timpul ăsta, Sârbul, șoferul l-a sunat pe Văileanu. Păi, idiotule, mă rog, idiotule, nu vorbim. Ceva, ia zis ceva de bine. Păi, idiotul ăla, uite ce a făcut, că nu a lăsat să intre, Văileanu, Doamne, iar ne dă asta afară pe toți. Cu părul smuls jumate s-a dus repede. Ce-ai făcut? Ce-am făcut? Păi vreau să intre domnul Sârbu. U fi vrut. Și cine a intrat? Păi nu avea estimație. Foarte mult trebuia să fie angajatul. Corect, lui, angajatul lui, Nina. Și ăsta a zis, ne-ai nenorocit pe toți. Ne-ai nenorocit. Se întoarce domnul Adrian Sârbu, iată asta la estimație, bip, trece de turnicheți pe partea alaltă Văileanu. Trebuia să-mi spuneți că trimiteam pe cineva să... sau să-mi spuneți că veneam să vă iau eu și mă luai tu, mă? Da. Păi care e, mă, regulă aici? Păi care e regulă aici? Regulă este că fără legitimație nu se intră. Băiatul ăla primă și creștere de salariu. Și-a luat, știi că nu mergea cu liftul. Și-a luat-o frumos pe scări. Tip, 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 tip. Iar asta cu scările iar era o groază. Că nu știi niciodată când te trezești cu el pe cap. Că numai el mergea niciodată pe scări. Nu mergea nimeni pe scări. Nu eram între, era între niveluri. Era treaptă, odihnă, treaptă. Acolo se fuma. A, între se fuma? Acolo se fuma. Mamă, era o fumegăraie, o alea. Și tot timpul era Caterinca, vezi că e Sârbu în spate. Știi că erai cu spatele la strâna aia care stau pe polița aia așa și făceau aia, vezi că e Sârbu în spate. A mers Caterinca, o dată, de două, de 200 de ori. Și la un moment dat, Petrică și Lupu, a venit Lupu. E Sârbu în spate. Și ce o să-mi facă, mă, Sârbu? Trăiți? Se sufletul tău, băi, nene. De ce n-a zis, mă, că e el? Păi nu ți-a zis, mă, prostul. Păi mi-ai zis, mă, nene, dar mi-ai zis așa, ca știu, când nu ar fi fost el. Da, și întotdeauna se întâmplă. Și îți îngheța sângele vine, mă. Și după toată povestea asta, tu la o săptămână, tu făceai 110 metri garduri peste turnicheți. Da. Frumos. Da. Nu, nu, ți-am zis, prost constant, nu există ceva. Nu, da, ai fost și în locuri, adică la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit, clar. Da, păi de o viață fac asta. Îți ies asta, îți ies în beton. Mi se întâmplă asta de o viață. Nu e și câte prostii am făcut în pro, Doamne feră, eu nu știu cum nu m-au dat oamenii afară. Ne-am suit în lift și a zis, ia uite, extintorul nu are siguranță, voiam să zic, dar m-a apăsat înainte să zic. Bă, toate prostiile, nu există așa ceva. Așa pornit în interiorul cabinei? Da, nu există așa ceva. Nu și mergeam la Sur la Sârbu, eram plin de pudră de aia. Dar nu există toate prostiile. Dar astea sunt de film, mă. Toate. La un moment dat, nu mergea, Doamne, era în timpul știrilor de 8, erau atunci, alea mari. Și nu mergea lumina pe trepți. Eu, băiat în Bercin, hai bă, să găsim siguranțele, ești nebune de siguranță, nu e problemă. Păi, găsim noi un tablou de siguranță? A, ăsta e! Clar! Crăcăram acolo, ia uite, n-am mai văzut asta. Și era de-aia fuzibilă care se învârte, da, capsulată. Capsulată și avea are și un butonel mic roșu. Da, da, nu e bine să apeși un butonel. Păi știu că nu e bine că sare siguranță. Sare peste tot, nu? În timpul știrilor, ProTV am oprit curentul în toată clădirea. Stai, că noi aveam atunci baterii de rezervă, UPS, care ține 30 de secunde, ceva de genul ăsta. Toate luminile, toate alea, și după aia pornește generatorul. Generatorul nu mai era pornit de ceva vreme. Și era calat sau ceva? Nu, a scos mult fum. A scos mult fum? Tot fumul de pe pământ a scos. Că atunci a și hotărât Văileanu de la schimbat. Tot generatorul era nu mai fost niciodată nevoie de el. La probă n-a fost nimic rău. Și când trebuia să funcționeze, a ieșit. A funcționat. El a făcut curent. Nimeni de acasă n-a știut că prostul din Bercene a oprit tot curentul în toată clădirea pro. Ei n-au știut. Dar aia din clădirea pro au știut. Că era un fum în toată clădirea. Și n-ai apăsat că sunt două butoane. Și n-ai apăsat la loc imediat? Nu, că aia a declanșat o reacție în lanț. Că era cu redundanțe. Am înțeles. A sărit acolo, a sărit aia, s-a dus aia de la pat. S-a făcut clădirea. Puc, 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 puc. Și a rămas doar studioul de știri în priză. Și nu s-a aflat că ai fost tu?
Încă nu. Ei, du-te de... Asta nu o dăm? Păi nu că... Ba da, nu acum. Stai, mă, sunt... Acu, s-a prescris. Ce ai făcut, s-a băie, prescris. E prescrisă, nu e... Atunci m-a scos Văileanu. S-a uitat pe cameră și a zis... Tu ești prost. Ce vrei să fac? S-a prins lumina. Și ce căută la siguranțele generale? Nu știu că-s generale. A crezut că-s astea mici. Și pe ce ai apăsat? Pe butonul roșu. Donat, push the button. Vrei să înseamnă să faci o politehnică? Uite, eu am făcut calculatoare, dar în primii 2 ani înveți că butonul roșu nu se apasă decât dacă e Titanicul, știi? Dacă e ceva. Și pentru tine a fost Titanicul. Am făcut sport. Da, mai făcut sport, dar da. N-au butoane roșii la sport, numai ochi roșii și nasul roșu. Și nu. Dar nu, multe, de niște nenorociri. Dar erați în gașcă, echipa era asta, oricum, făceați echipe mișto peste tot unde vă duceați, bănuiesc. Dar nu ieșeați împreună la beri, la nu știu, la prostii din astea, să faceți o tâmpenie de asta mare? Sau nu aveți voie să povestiți? Dar nu, că nu. În primul rând, ieșeam doar în locuri safe. Din, nu erați din normal, grup, doar nu vă duceați pe discot. Și nici nu, adică prostiile clasice, nu... Uite, de exemplu. Uite. Par exemplu. Victor Ionuț Ioniță, care așa apără la un moment dat într-o emisiune Casa Ibaca, pe care am făcut-o vremelnic. O, mamă, se vede că am plezir? A, vremelnic. Am avut dicționar la un moment dat. Foarte tare. Dex de la. Și Victor Ionuț Ioniță, dacă nu mă înșel, și nu cred că mă înșel, este cel, la momentul ăsta și de ceva timp încoace, cel mai bun editor video pe care îl avem noi în țara asta. Și dacă nu e cel mai bun, ca să nu mi pun pe ceilalți în cap. Ceilalți în cap, că ceilalți sunt foarte buni, fenomenali. Top 3. Zi 5 ca să mai salvezi ceva. 3. Top 3. Ne suim în lift. Victor Ionuț Ioniță, mă gâdilă. Îl gâdi și eu. Eu nu știam că se gâdilă. E râde mai tare. Eu zic, ce tare. Mă, oameni mari, da? Deci eram adulți. Nu vom la liceu. Erați adulți bine de tot. În clădirea Proului acum, da? Care lifturile din clădirea Proului, ușa liftului, nu e la fața peretelui. Știi că e cam mai 80 de metri, cam așa, în spate. Da? Deci când ești din lift, ai un tunel de ăsta. Un culoros. Aveai un... Un culoar. Până într-un metru. Pardon. El mă gâdile pe mine, eu pe el, el pe mine, eu pe el. Când iese din lift, îl gâdile iar. El cu fața la mine pleacă din lift. Și se întoarce ca să meargă către studio. Uită de tunel, se duce direct cu fața în perete. În... Se întoarce la mine cu nasul, vârful nasului lipit de obraz și cade lat. Așa tare s-a lovit de perete? Lat. Eu mă aplec la el. Victor. Nimic. Era hardul oprit. Nu mai buta. Era aia butonul roșu apăsat. Nimic. Clar. Mâncația sufletul tău. Era tot oprit. La revedere. Scos din priză. Sursa oprită. Nimic. Nu mai aveai ce să faci cu el. Eu de la sport, dai seama, m-am plecat direct, pac, l-am întors, l-am pus în poziție de siguranță. Între timp, el așa, s-a trezit. A făcut ochii mari și mi-a zis, m-am lovit. Da, și am observat. Îmi pare rău. Cum e? Și îmi face la față. Hai, că am stricat geometria. Când se ridică întâi curul, lasă capul în jos, o găleată de sânge de nas. L-am stricat pe Victor, mâncăție, sfătul, l-am defectat pe Victor. Noi acum ne grăbeam să ajungem la direct, el fiind regizor atunci, da? Deci noi aveam treabă. Și zic, Victor, da, bagă un șomoioc de vată în nas, termină montajul, eu mă duc, îmi fac directul și pa mergem la spital împreună. Da. Eu intru în cadru și îmi zice 30 de secunde. Și zice un operator, bă, ce model ciudat ai pe cam așa e. Și când mă uit, plin de sânge. Și le zic la băieți, dați-mi repede o cămașă, o bluză, o ceva de pe voi. Eu mă dezbrac, se dezbracă, pun pe mine și intru în direct. Cu buricul la vedere, era în crop top.
cu omul de la care am luat tricou, era 1,65. Era atât. Și era băiatul crop top, uite așa, cu buricul. Cu buricul afară, mâncați-i sufletul tău. Eu nu mi-am dat seama, nebunie. Subiectul era unul, nu vesel, nu foarte trist, dar oricum nu era de râs. Și în timp ce eu vorbeam, operatorii, știi cum, când operatorii iau mâna de pe cameră, e clar că e cu hohote de râs. Că dacă nu face cadrul așa, exact. Tu știi. Tu nu cred că. Băi, și când am văzut toți operatorii cu mâinile ridicate și făcând așa, că din operator tu nu vezi decât umerii cât de cât și mâinile. Și făcând mâinile așa, zis, bă, nene, s-a întâmplat ceva. Ce? Eu în timpul ăsta dădeam prompterul, că atunci la poveștire era cu prompter. Dădeam prompterul, bă, așa făcut. S-a dus acolo și, din păcate, problema nu s-a rezolvat. Și iată-i acum, cu, pe această familie, cu, și ea râdeau, s-auzeau. Erau leșinați. Când era rău de tot, perete în perete, era regia de emisie. Se auzea oia din regia de emisie, până perete și până antifon, cum râdeau, măgărește. Erau leșinați. Băi, nene, ce-am făcut, mă, mâncați-ai sufletul tău? Ce se întâmplă? Am dat intro, a intrat materialul. Păi ce aveți, mă, nene, mă, mâncăvași? Și am zis, ia uite-te, mă, la întoarcere. Și mă uit în monitorul de control. Pinguin! Băi, nene, așa arătare urâtă. Băi, ceva așa de rău. Deja telefoanele. Cine l-a îmbrăcat pe idiotul ăla? Ce face ăla? Ce face? Ce de capul lui? Păi l-a îmbrăcat de la costume. Deja scandalul era deja în altă parte. Da. Sunat, cum l-ați îmbrăcat pe ăla? Cum l-am îmbrăcat? Cum a scris stilistul? Stilistul! Împușcat stilistul! Prindeți-l în furcă să mi-l aduceți în fipt. Îți dai și era o nebunie de asta. Alea. Eu acum, cum să termin emisiunea cu crop top? Am luat-o din alt operator. Dă-mă ăla. Și nu că și eu zic, tu ești mai înalt un pic, dă-mi-l pe ăla. Când am revenit în a doua intervenție, nu mai era crop top, era până puțin sub buric. Deja lumea zicea că fac caterincă, dar eram disperat că n-aveam de la cine să mă îmbrac, mă gata, ai sufletul tău. Nu există, nu există. Asta e comedie grozavă. Nu există așa ceva, nu există. Dar asta e de film, nu știu, asta e scenariu foarte bun. După 20 minute de direct, a venit săraca de la ce s-a întâmplat? Costume, cu o cămașă, pune asta pe tine, că ne dă pe toți afară. Ne dă pe toți afară, pe toți afară ne dă. Ședință, dai seama. Păi, și să-i explicați în ședință, ăla veniți cu nasul. Nu, mă, nenorocire. Mă, numai nenorocire am făcut. Ai mai gâdilat pe cineva de atunci? Nu mai lasă. Dar nu vreau jos așa să lângă, dacă veni un instinctor la 2 metri. Nu, mă, du mai încolo, nu? Bă, toate prostiile am făcut, nu există. M-am dus la baia, atunci aveam baia pe nivel la 3 și știrile erau la 2. Studioul de știri. Și noi aveam studioul de povestiri la 3. Nu cred că mă înșel, că parcă așa era. Nu mai contează. Parcă. Așa mi-aduc aminte. Oricum, nu era Buda, nu era pe același nivel. Sau... Se duce... Nu, aveam Buda pe fiecare nivel. Se duce imbecilul la toaletă, mă spălam pe mâini și aud. 10! Erau niște colegi pe hol care vorbeau între ei. Ceva? Câți ani are ăla? 10! Câți metri are barca? 10! Eu am auzit 10. În capul nostru, când auzi 10, zici că e 9, 8, 7 și trebuie să fii direct. Și am plecat mâncat așa, ață, direct, am lăsat apa, mergând alea, direct, pac, am uitat în studio, hai repede că e numărătoare. Toți operatorii au sărit, căști alea. Nu mă mai sunt, mă, mai nu, că nu e. Mai 3 minute, 5 minute. Am uitat, robinetul pornit. Robinetul mega presiune. Intrăm în direct. Operatorii am început, am simțit că încep să fremete. Și fremătau ei acolo. Știi cum e? Că tu îi simți că ai tot studioul sub control. Tu știi ce se întâmplă? Ale. Când încep oamenii, unu, hai că are hemoroizi, hai că strica la stomac, hai, dar doi, băi nene, trei, e clar că se întâmplă ceva. Și vorbeam acolo să avem invitații. Ale. Și la un moment dat, mici picioare s-au dus. În jumătate de secundă eu am știut ce am făcut. Adică n-a trebuit nimeni să-mi facă un desen. Apa a pornită, chiuveta s-a oprit, s-a dat pe așa, apa venea. Dar stai puțin, era culoarul, ce Dumnezeu, erau atât de puțini metri până în studio? Toaleta era, studio era acolo. Și apa aia a venit arzăuar terciu pe mațe, la noi și la lift. A fost și, ați spălat și liftul. Elegant.
care li s-a ars. Deci capralul de tati, dați. Hai, trebuia să dăm, să facem setul ăsta, să-l dăm așa la un metru mai încolo. Tu nu vezi că nu mă mici de pe locul meu? Păi văd, e foarte... Nu cu mâna pe nimic? Băi, nene, și fă... Și acum omul vorbea cu mine, nu mai auzea nimic, mă gândeam doar apa de la toaletă curge, se duce în studio de știri, arde pe acolo tot. Eu sunt ăla care a închis știrile ProTV în casa de totul tău. Pentru a doua avut, care n-au avut nici măcar o dată 3 secunde de întârziere, 3 secunde de blackout. N-au avut o dată în toată istoria știrilor ProTV, morți, copți, s-a făcut, nu există așa ceva. Acum chiar că mă dau afară. Omul ăla vorbea cu mine și este ca îndreptat. Cum mă ridic eu de acum de aici? Cum mă ridic eu de aici? Să mă duc să opresc apă. Și mi-a dat seama că, bă, n-am cum altfel. Zic, bă, iartă-mă, am lăsat apa deschisă. De ce când stă la mine acasă? Și am lăsat ceva pe foc. Și în direct m-am ridicat, m-am dus, am oprit apa, am ridicat dopul și m-am întors. Așa, ce ziceam? Și? Ce? Cine s-a întâmplat? M-a scuz iar Văileanu, s-a spart tot țeavă. Ce era, zic? Prostul pământului, n-a mai văzut robinete. El e obișnuit la el acolo să dea cu apă de la puț. Ce era să zic? Deci nu există, mă, nu există câte tâmpenii am făcut eu în firma aia. Nu există așa ceva. Mă, și te-au păstrat oamenii, adică totuși au avut... Ai făcut tu ceva bun. Dacă... Ceva bun pare că făceam. Da, făcea, adică balanța a plecat spre bun mai degrabă. Făceam evenimente la mare. Asta nu făceam știam. Făceam evenimente la mare, eram MC, eram host, eram cum vrei tu să-mi zici. Master of ceremony, alea. Și mergea cu motorul. La întoarcere, la una dintre întoarceri, m-am tăvălit cu motorul. Toată partea asta. Julită rău. Și toată partea asta. Că m-am dus, că luasem o cască, una GV replica Rossi, pe care am dat salariu pe 3 luni. Frumoasă, băi nene, nu frumoasă. Băi, nu frumoasă. Doamne, ferește, ce cască frumoasă. Și când am căzut, am în cap accidentul și acum, slow motion. Când am căzut, puteam să bag casca, să ridic umărul de pe asfalt, să și protejez să stai umărul. În cască. Eu zic, mamă, stric casca, nu este. Și am tras casca și m-am dus pe carne. Nu mă prost, eu cum vă zic, nu mă crede nimeni, că nu e așa. Nu se poate asta. Mă îmbrac frumos, nu stric casca, mă, dar ce, am dat toată ța bani. Nu stric, ce ți-a lăsat, umărul se repară. Nu stric casca, ești nebun la cap. După ce m-am dat, deci m-am oprit, m-am ridicat exact la Mamaia, la trecerea de pietoni, de la ăsta, ăla cu apă zi, de la water park, cum se numește. Exact acolo. Mă rog, eram pe patan de mijloc, relaxat, toată lumea a frânat și eu frânam și mi-am dat seama că stă în stânga, nu frâneză. Și m-am întors și era o domnișoară care s-a uitat fix în ochii mei și în ochii mei și a dat seama că eu intră la față, în ochii mei a tras dreapta de volan. Spre tine? Da. Extraordinar. Și mi-a dat, m-a luat, bă, da, ochii în ochii, am avut un moment de la, cred că o să te fac căcat. Și m-am dus pe carne. Când m-am ridicat de jos, stai un pic, eu m-am dus cu motoreta și când m-am dat seama că mă ia motoreta cu ea prea mult, i-am dat un brânci. Motorul s-a dus, a intrat în spate sub un Opel Calibra și a adunat toate tobele în față. Și ăla s-a dus jos de mașină și n-a înțeles ce s-a întâmplat, că mașina era Jeep. Era mai Calibra. Mașina era să-și dea seama, era pe SUV. Și m-a ridicat de jos, mi-a dat casca jos și a zis, mamă, l-am stricat casca. Aoleu, ce doare să mă bată mama. A doua zi aveam emisiune, era acasă, nu? M-am dus la filmare. Era șchetat? Păi da, ce era să fac, bă, sultane, că mă dădeau afară. Și am intrat frumos în direct, cămașa până în gât, vară, da? Cămașa până tot în gât, strâns aici. Închisă până aici. Eram așa. Între timp, rănile mele prinseseră o... Da, da, știu. O folie subțire, așa, o... O pușghițoară. Pușghiță, așa, o chestie. Care nevie. Care atunci când se crăpa, simțeai ca și îți dă cineva cu cutterul. Și a început emisiunea. Eu încercam să nu mă mișc, dar n-ai cum să nu te miști deloc. Bună ziua și mi-ați venit la povestiri. Avem astăzi multe subiecte de vorbit. Operatorii au lăsat camera. Bă, ăsta e nebun. Ce face mă ăsta? Ce are mă ăsta? După primul intro, a venit producătorul. Ce dracu faci? Nu pot să zic, că mă dau ăștia afară. De ce? Nu pot să zic, lasă așa. Am continuat să facă toată ediția. A doua zi, poziția era mai groasă un pic. Durea mai tare. Mai tare. Și eram până zi, urla mai mult, îmi pleca vocea mai mult. Și
Și odată te seama că e ceva cu mine, ședință, ședință. Ce s-a întâmplat? Ai probleme psihice? Că așa pare, să știi. Pare că te-ai dus de tot. Adică noi știm că tu ești, Doamne ferește, dar pare că te-ai dus de tot, ești pe internare, de reac, nu mai e de medicație. E deja pe cămășuță, pe șocuri electrice cu alea. A trebuit să le arăt ce am făcut. Și am dat cămașa jos și le-am arătat. Două dintre fete au leșinat direct. Era în carne vie și între timp că ți-am zis... Dar tu ai apucat să mergi la un spital să-ți cureți rana? Cum mă, nu te-ai dus la spital? Singur. N-ai încredere în doctor, nu? Dragi prieteni, Cabral n-are încredere în doctor. Am. Numai că știam că o să mă chinuie. Păi da, mă, trebuia să te cureți, mă. Că m-am dezbrăcat, era rana portocalie, os. Și am avut dreptate. Doamne, ce m-au chinuit. M-am dus la Arși acolo. Și mi-aduc aminte, aici nu era așa rău. Dar aici, la picior, era portocaliu orange. Știi logo-ul de la orange? Da. Aia era culoarea. Și avem o doamnă cu o găleată metalică. Și a început să scoată? Nu, că era bine. Mi-a băgat piciorul în găleată. A făcut un șomoioc de tifon de la aspru și avea o sticlă cu care stropea și după aia râcăia așa. Eu mi-aduc aminte până ceață, la un moment dat am plecat de acolo, am plecat cu piciorul la șleampăt așa până în spital, am înjurat, m-am întors înapoi, m-a băgat iar piciorul în găleat, mi-a zis, pierzi piciorul dacă nu te curăț cum trebuie. Nenorocire a fost. Bă, om, cum să nu te duci, mă, după accident la spital? N-am considerat că era chiar așa de, dar era, da. Și pe m-a întrebat, cine te ia? Cine să mă ia? De aici? Cine să mă ia? Am venit cu mașină. Pe cum să conduci? Pe ce, mi-ați dat vreun medicament? Nu. De la de nani? Nu. Păi și atunci, am nevoie de un singur picior să conduc. E ok. Era stângubelit. Păi și cum te să iei mașină? A, e o problemă, m-am gândit eu prima oară. Dacă îmi dai piciorul întins așa, nu prea ați mai în cap. Cam cum intri în mașină. Foarte interesant a fost să ajung acasă. Foarte interesant. Da. Tot felul de probleme are băiatul ăsta, măi. Dar eu am, hai ca să ieșim puțin din poveștile astea, eu am o întrebare care îmi stă în cap. Am văzut un post de-al tău pe Facebook, cred că era, de cum erai tu când erai mic. Cu un cap mare și mâncai dintr-un colonic. Mamă, aveai un păr extraordinar, adică m-am uitat și la mine și zic, bă, dar la mine stă pe cap. Tu, ce-i, prin ce-ai trecut tu? De ce ai această alură? Am făcut foarte mult sex. N-ai de unde să știi, uite ce se întâmplă. Am înțeles. Foarte bun. Asta nu m-am așteptat. Dă puțin șapca jos, te rog, dacă se poate. Vrei să vezi dacă am făcut sex? Ah. Uite că până la vârsta ta l-ai depășit deja. Ai o moștenire, ceva, sau ce se întâmplă? Ai tu al tale? Sau... Adică părul ăla e foarte frumos. Sau nu crește el de fel la tine? Nu crește, crește. A, crește. Adică ai păr. Nu mai crește ca pe vremuri, dar crește. Mi se pare că mi-a zis nevastă mea că sunt mult mai sexy așa. Și tu ai niște curiozități. Păi da, mă, dar era un copil așa frumușel și cu părul ăla. Chiar mi-a plăcut foarte tare, zic. Îți mulțumesc. Acum tu, de fapt, vrei doar să subliniezi faptul că tu ai încă o glugă de păr în cap și eu nu mai am atât. Aici nu, dar, să ajungi? Tu, dar ai putea să o ai sau nu o ai? Că atunci te înțeleg foarte bine. Mai insiști mult pe tema asta? Da, mă, de ce dracu nu-ți lași părul să crească? crește, dar nu e tot. Am înțeles, lovituri în cap, căzături în cap, alte alea. Nu, mă, toți frații mei au tot mocheta. Plus că tu ai păr, la tine e păr, la mine e mochetă. Mie mi se pare senzațional că după toate astea te-ai suit pe motor în continuare și știu că ai fost până la Norcap, așa? Da. Cum a fost la Norcap? Superb. Tot drumul a fost superb. Am plecat singur, cuc. N-am, și eu la n-am fel. Făcut gașcă. Ai la fost fel. În Norcap? Da. Singur? Da. Du-te, dracu. Stimați prieteni, da. Acum în sfârșit, gata, înțepăturile vor înceta și o să... Foarte tare. Tu ai fost singur-singurel? Singur cu, da. Foarte tare. Eu am fost cu nevastă mea o bucată din drum, dar ea n-a mai putut și la Norcap am ajuns singur.
Deci stai mă că e... Își ia înapoi strângerea. Dă-i strângerea. Băi, o bucată. Ascultă-mă. O bucată importantă de drum singur am fost și după aia. Bine, da. Eu spun una, tu zici alta. Foarte mișto, bravo. N-ai mă cu cine, n-ai... Și ți-a părut foarte mișto, nu? Foarte fain. Bravo, mă bucur foarte mult. M-am și ridicat de pe scaun. Bă, dar stai mă că am fost... A fost lung drumul. Eu am fost... Dar a fost și el pe același drum, să știi, adică el știe despre ce vorbește. Am fost o bucată cu ea și o bucată fără ea. La Norcap am ajuns singur. Înțeleg. Unde era frig și ceață și urât. Deci te-a lăsat mami să mergi singur o bucată de drum. Bucată importantă, să știi. Degeaba zici acum că da, stai da. Un pic. Că... Nu am zis nimic. Eu mă bucur foarte mult pentru tine. Cred. Dar cum a fost când ai intrat prima oară? Singur a fost foarte mișto. Când ai intrat pe sub primul fiord, cum a fost? Eu am făcut altfel drumul. Adică? Eu m-am dus mult est la dus și m-am întors pe vest, pe fiorduri. Am făcut o fentă... Adică te-ai suit prin Suedia și Finlanda? Bună, exact. M-am dus Suedia, Finlanda și foarte puțin... foarte puțin Finlanda. Da, e finalul. Finlanda e acolo, sunt câteva zeci de kilometri. Dar mult Suedia, Danemarca normal, Suedia și după aia Finlanda, treci Norvegia și vii... Și ai venit pe... Așa am venit... Păi și n-ai trecut pe sub fiorduri? Ba da, dar după aia a fost spectacolul din punct de vedere view. Norvegia e mult mai spectaculoasă. Este? Este, este. Te-ai uitat, nu? M-am uitat. Când a putut să mă lase nevoie, când m-a lăsat nevastă. Nu am vrut să intru. Uite-te. Deci poți să te uiți. Ce poftim. Vii cu omul din Bercen. Ce să mai... Și... mie mi se pare că genul ăsta de drum e foarte, e și mai mișto că l-ai făcut cu soția ta. De fapt, știi foarte bine treaba. Dar nu înțelegi că l-am făcut mai mult singur? Dar a fost și ea. Lasă-l mă trăi. Eu tocmai am sucit tot ce am zis că frumos. Mi se pare că e o experiență foarte mișto de cuplu. Și mișto ea. Mai mișto ea decât tine că a avut deschiderea asta. Când, în ce lună ați fost? Am fost în iulie. Bun. Rău. În 2019, exact înainte de pandemie. Deci am exact în anul... Iulie e bun. Da. M-am dus la sfârșit de august, august-septembrie. A, și nu începuse toamna? Ba, da, începuse. Friguț. Am avut 3 zile cu vânt de 100 de km la oră. Ups. Ploaie non-stop. Ups. Non-stop și 3 grade. Așa am ieșit din Norvegia. Mamă. Ce a fost la gura mea. Ajungeam la hotel și ei, ai văzut în Norvegia... Nu, că ai fost în iulie. Norvegia până în noiembrie nu dau drumul la căldură. Nu există căldură. Nu există să dai drumul la ceva. Singura sursă de căldură din cameră era fenul. Fenul și să dai drumul la apă în cadă. Să te intri în... Pentru tine, dar pentru hainele care erau fleașcă... pentru haine nu. Ca să apa usuci, caldă nu. Din cadă nu te ajută. Nu. Cred că nu ajută. Nu ajută decât să le uzi mai tare. Ah, și băgam, aveam până la jumătatea spatelui apă intrat, de seama după, mergi 12-12 ore pe motor pe ploaie, n-are cum să nu intre, mâncați și de pe o zi pe altă. Și eram ud până aici, la mâneci, spate și piept, și băgam fenul pe o mânecă, legam aici, băgam câte o pernă la gât și lăsam fenul să meargă. Și nu se topea? Și ce să se, că era fleașcă, geaca, ce să se topească la ea? Topească, nu geaca. Fionul? Fionul. Păi nu, că lăsam ieșire pe mâneca cealaltă. Aha, aha. Ieșeam, lăsam ieșire. Și făcea cu cât? Dă seama, fion de la de hotel. 3 vați cu totul. Și când plecam la 5-6 dimineața, mă puneam pe drum și tăgeam geaca aia pe mine și era în continuare udă și rece. Doamne. Aia, că te ținea drept pe motor. Da. A fost foarte mișto drum. Foarte, foarte mișto. Și e un spectacol pentru că treci prin toată Europa și vezi cum se schimbă lucrurile în timp real. Adică nu e... Ia uite, acum am început să... Nu e. Era să mă omoară un elan. E cu cât te duci mai în nord, e plin. Unul mare alb, rasist clar. Absolut. Când evident, l-am văzut, de așteptat, la Binus, vine capral, băieția mea. Ata cu Arnelie, l-am filmat. Eram cu camera pornită și am luat curba... Îl văd frână până la zero. După ce am frânat la zero, a plescăit și a trecut așa pe lângă mine.
Dai seama că ai și bercene de mine. Arză-te arteri, ciupă amație. Da, nu puteai, bă, să mă aștepți mai încolo, să mă lași și eu să trec. Ți-ar tâmpit-o de râs. Nu l-a interesat. Nu, l-a lăsat. N-ați avut dialog, cred. Nu, ai avut eu am încercat, dar nu s-a putut. Nu s-a putut. N-a reacționat în niciun fel. A fost cu sictir. Dar ajungerea la nor cap. Da. Linia aia dreaptă. Știi, când cobori și după aia urci. Și eu tot așteptam să mai ceva. Bă, și când ai de semnul la nor cap, băi, am ajuns, băi, nene. Iar pe toată linia dreaptă, toată stepa aia uscată, rece, așa, am prins vânt lateral foarte puternic și mai aveam în fața mea doi motocicliști care erau la 45 de grade, așa mergeau. Da, pe drept au înclinat, da. Foarte mișto. Foarte mișto. Și am ajuns acolo, mi-am luat o cafea, probabil că asta ai făcut și tu. Da. Am stat la cafenea acolo, la geam, da, vreo jumătate de oră. Bănesc că era ceață, nu vedeai mai nimic. Liber totul, se vedea până la, serios? Capăt, până la capătul lumii. Okay. Ce mișto. Și am plâns. Tare. Dar nu plâns, nu am gelit. Ce eram acolo? De fericire. Și mi s-a părut că e un moment foarte mișto pentru mine și uite că am făcut treaba asta și voiam să o fac de mult și uite că am făcut-o și mi-am găsit liniștea să o fac singur, că de obicei în capul meu e foarte multă gălăgie. Mi-am găsit liniștea să o fac singur și m-am gândit ce mișto, ce special sunt eu, ce special, ce deosebit, ce unic. M-am uitat în dreapta, era un bărbos care plângea, mâncați și buci întinși pe mustață, pe barbă, până pe geacă. M-am uitat în stânga, era un italian bătrân și ăla... Și m-am simțit foarte prost, am oprit plânsul, că nu o să mai putea. Adică așa o companie de căcat. M-am uitat în stânga, țin italianul, în dreapta ala cu mulți întinși pe mea. Cam asta a fost momentul meu special. Haideți să facem niște poze și să plecăm dracu, dar aceea că nu e treabă. Eu am plâns în momentul în care am trecut pe sub un fiord. Deci am luat-o prin tunel pe sub un fiord și când am ajuns acolo, în subsolul pământului, era sens giratoriu. Da. Deci sens giratoriu și pur și simplu nu mai voiam să ies din sensul giratoriu, că nu mi-a venit să cred că acolo aia sub pământ, acolo 100 de metri sub fiord, au făcut sens giratoriu și nu mai voiam. Deci pur și simplu făceam sensul la giratoriu, nu mai voiam să ies și plângeam. Și când am ajuns la Norcap, la fel, mi-au curs vreo două lacrimi și după aia, exact cum ți s-a întâmplat ție, am văzut că erau... Eu am ajuns cu motocicleta, da, să subliniem treaba asta, și erau doi colegi italieni care ajunseseră acolo cu bicicletele și care la fel se luau în brațe și se pupau și aia plângeau. Ăia chiar aveau motiv. Și a zis, bă, dar eu... Plecaseră la 25 de ani, aveau 74 acum. Ce vorbești tu? Plecaseră cu mult înainte. Înainte de primul război mondial. Au văzut și copii, au vânduseră proprietăți între timp. Adică era o viață în urmă. Nenorocire. Și erau destul de mulți pe bicle, mergând încolo sau dincolo. Ceea ce nu e să ceva, nu ai cum. Pentru ăia, jos pălăria. Păi da, dar acolo chiar ei trăiesc când asta, schiul și bicicletele sunt niște forme... Păi, toți ciudații care ajung la Norcap nu au legătură cu Norvegia, Suedia, da, sunt ciudați Finlandia, din afara... Danemarca, n-au treabă. Nu. Sunt ciudații din restul Europei. Care vin de sud, din sud, da. Da. Da, tunelul ăla ultimul, care îți trece pe sub apă și se ridică și te uiți în oglinzi. Deci intri în tunel și te uiți în oglinzi și nu vezi cerul. Mă, ce dracu. Și oprești, te uiți în spate. Tunelul vine așa, trece pe sub apă, urcă la loc. De ce n-ai făcut pod? Adică primul gând este de ce n-ai făcut pod? Pentru făcut că un pod pe sub tu mergi către... Tu vezi apa și zici, băi, unde e podul? Că tu vezi apa și vezi în partea alaltă insula cum ar fi. Pe unde e podul, băi, nene? Și intri pe aceea, ești pe dincolo. N-am înțeles unde e podul. Pardon, că dacă e pod, te ia vântul. Te ia vântul. Sunt probleme mari cu transportul și a vapoarelor, că trebuie barca mai înaltă, exact. Nu poate să treacă pe suport. Rămân frumos, facem să fie bine. Da, sunt foarte frumoasă călătorie. Da. Foarte, foarte mișto. Eu la întoarcere m-am grăbit un pic, pentru că... În cât timp ai făcut tot drumul, deci din București până în Norcap? 3 săptămâni. Ok. 3 săptămâni am făcut. Dar lungită pe dus. Că era încertat cu nevastă mea. Și am lungit-o. Păi de ai putut să pleci, vezi? Nu, că plecam oricum. Ok. Nu, n-avea nicio legătură, nu, că plecam oricum. Și oricum nu venea cu mine, că nu... Adică vine cu motorul, merge cu mine cu motorul. Dar nu atât de mult. Nu. Stai, bă, n-am. Adică am mers, de exemplu, în Alpi.
Italia, Germania, Elveția, toată aia am fost, dar doar că i-a zburat. A, n-a făcut acolo, drumul restul. Nu, că nu e pedepsită, așa zice, că nu-s pedepsită. Adică mi-a zis că am greșit când te-am ales, dar în halul ăsta nu... Adică nu greșești în continuare. A făcut o greșeală și atât. Acum n-are ce să mai fac, că am certificat de matriculare pe numele meu. N-are. Copii făcuți unde să duc? În Dristor? Oricum Berce e mai mișto ca Dristor. Zici? Ce vorbești? Această emblemă. Mă, când intri în Berceni, ar trebui să fie un tablou mare, așa, un poster mare cu Cabral. Nu, ar trebui să fie un S. A South? Băieții de pe Sud, pe cum? Acum. Da. Dar tu trebuie să existe acolo cumva o emblemă, un pin, ceva de pus, lumea să se cunoască, să știi, Cabral, e... Da, clanul. A? Asta zic. Da. A? Frumos. Uite, la asta nu m-am gândit. Bă, băiatul, are idei mari. Sunt pus părele. Crezi că Survivor a fost cea mai grea chestie pe care ai făcut-o? Din punct de vedere, nu știu, psihic? Din punct de vedere... Te-a consumat cel mai mult proiectul ăsta? Tu, în general, te uiți la televizor? Acum, din ce în ce mai puțin. Dar consumai mult televizor? Consumam, nu mult, dar consumam. Mă mai uitam. Am înțeles. Și când te-ai uitat vreodată la televizor și m-ai văzut pe mine la Survivor? Nu știu, eu... Survivor? Survivor, da. Nu, sunt celebru, scoate-mă de aici, iartă-mă. Hai, băi, așa da, mă, frate, Survivor zic, pot. Tu nu știi asta, poate în 2003. 2003 sau... Și sezonul 1 din Sunt Celebru și sezonul 2 din Sunt Celebru s-au filmat în niște locuri extrem de dificile din punct de vedere faună, floră, periculozitate ca violență, jafuri armate și alte nenorociri. Deci din start vii cu un minus mare că orice îți poate face rău. În Africa de Sud au niște păianjeni care cu tot cu picioare sunt cam cât o minge de handbal, care aleargă cu viteza unui câine, n-au venin, dar mușcă ca dracu. Mușcă ca un câine, de nu știu câte ori. Și sunt, desigur, foarte teritoriali. După aia au mamba neagră. Care mamba neagră, ce crezi? E verde. Și are o dungă neagră pe spate. Că noi l-am văzut de câteva ori, dar eram relaxați. Nu mă, asta e verde, de lămă asta pe gheață. Și bobonete la fel. Păi că ți-l iau, ți-l învăr deasupra capului. Mamba neagră, în Africa de Sud, se numește mamba 3 pași. Mamba 3 steps. Că te-a mușcat, faci 3 pași și mori. La revedere. Și când a venit un ranger de ăla să ne zică, uite mamba neagră. Boss, nu e verde. E verde. Da, e verde el, dar are o dungă subțire pe coamă. Ai de numele. Păi de ce nu ai zis, mă, că ți-ai sufătut-o mamba verde? Că am vrut să mă joc cu ea, e. Spuneți și voi, mamba verde, că am văzut că e verde și plec. Adică, odată ai treaba asta. După aia, Africa de Sud, noi eram acolo, nu știu dacă știi cum e cu infracționalitatea în Africa de Sud. Ei, destul de mărișoară. E cea mai mare. E nenorocire. În Dominicană, oamenii care merg în Dominicană zic, domne, e foarte frumos acolo. Păi stau e foarte frumos gated. Acolo că stau la gated și nu au treabă decât foarte puțină cu localnici sau deloc. Atunci când ies din, când ieși din resort, ești într-un autocar, autocarul te duce la fabrica de trabucuri, ea dă $200 pe un trabuc, te duce la fabrica de mărgele, dă $200 pe mărgele, la fabrica de ciocolată, $200 pe ciocolată, te-au scuturat de bani, te duc înapoi la resortul tău. Noi acolo am stat 3 luni, jumate, 4 aproape, cu localnicii. Care localnicii, unii sunt mișto, ei le țiau arme. Paznicii, cum ar fi BGS-ul, unde stăteam acolo, au AKM-uri. Frate, atunci, de adevăratele. Când ajungi într-un loc și paznicul stă cu Kalashnikov-ul pe pept, nu prea-ți vine să te duci, te plimbi seara după întuneric, să vezi ce frumoasă e jungla. Uite, aici avem și palmier. M-aș arunca în apa mare. Da, nu, că te mănâncă crocodilul. Că nu aveam mare acolo, aveam fluviu, un râu. O sărăcie care s-a și umflat, de altfel de ne-a luat studio cu totul.
Păi știu că ați prins atunci chiar un... prins uraganul... un uragan ceva. Fiona. Fiona, din punct de vedere... din punctul ăsta de vedere, în primul rând, e greu. Apoi, este foarte greu să faci un proiect din ăsta să meargă, pentru că se bazează pe reacțiile sincere ale oamenilor. Primul sezon a mers într-un fel, am avut niște producători nemți care au aplicat formatul 1 la 1, 0 zahăr, 0 aia, 0 aia, 0 aia, 0 aia, așa, și a mers într-un fel. Acum am avut niște producători turci care au aplicat formatul altfel. Da, a fost greu din punct de vedere logistică, din punct de vedere efort, din punct de vedere lipsă de odihnă. A fost greu. Dar proiectele ușoare nu-ți dau nimic înapoi. Păi și cu dorul cum faci când lipsești atât de mult de acasă? Păi m-am avut familia cu mine. Tot timpul? Ai plecat cu familia? La sezonul al doilea, da. Okay. Andreea a fost cu mine, copiii au fost cu... Și la primul sezon? La primul sezon nu. La primul sezon nu, dar la primul sezon a venit Andreea acolo. Am ajuns eu și a venit și Andreea. După aia vorba lui Băbunete, mi-a venit pachet. Da. La... uite, ca să vedeți, să-ți dai seama disponibilitatea mea de a fi prost. Că a fi tu prost tu la mine e o alegere. Da, dar e o alegere. Asta e faza mișto. Că eu de la o vârstă încoace, eu îmi dau voie să fiu prost, că e mișto să fii prost. Toată lumea se screme să fie, să pară deșteaptă, să fie, să pară, să măsa pe gheață. Toți se screm să pară citiți, să pară bogați, să... și e foarte mișto să-ți dai voie să fii prost. Vine nevastă mea în Africa de Sud. Eu eram la filmare, nu puteam să mă duc să o iau. Mihail Băbonete cu mine la filmare, nu putea să ducă să o ia. Am vorbit cu șoferul nostru, Cats. Un băiat extraordinar. Extraordinar, un negru mic, atât. Îi puțea gura cum eu n-am mai văzut niciodată în viața mea. Nu există așa ceva. Băi, un băiat extraordinar, încă ține legătura și Mihail și eu ține legătura cu el. O familie frumoasă, băi, e așa halenă. N-am... Nu există așa ceva. Mergeam pe rând, unul în față, unul în spate. Că ne-am negociat atunci cu Pro-ul să ne dea mașina noastră, că noi aveam program diferit față de echipă. Și noi, domnule, nu, mașina noastră cu șofer, că altfel ne dă peste cap. Da, dacă negociezi, trebuie să negociezi la, să le vorbești pe toate. Și ne-au dat mașină. Mihail e la 130 de kg și el, eu la 130 de kg și el. Șoferul n-a mai fost, era neglijabil. Neglijabil. Dar ei ne-au luat un Polo. Bă, ceva mic, adică să nu coste $80 pe zi. Nene, ne suiam, ceva la 30 ne suiam de dolari. Ne suiam în Polo ăla și Polo făcea pe dreapta. Of! Și atunci trebuia unul ăla din spate să treacă peste partea șoferului central, așa cumva, să echilibră mașina. Și la orice fel de nivelare se auzea tampoanele, amortizoarele. Că nu mai avea cursă, nu era, era mașină sport făcută de noi. Așa. Și într-o dimineață stătea Băbunete în față, într-o dimineață stăteam eu în față. Și era cea mai tare chestie, că Lucați, mă, nu, că nu există, om, încă o dată, băi, un om extraordinar, un băiat foarte, bă, da, așa să nu există. Și trebuia ăla din spate tot timpul, ne dădeam țeapă unul altuia, îl întrebam, Cați, hey, how was your night? Și ăla vorbind se tocea cu gura spre tine să vorbească, dar aici ai seama că Băbunete era aici. Și făcea, very good sir, very good, very good, it was a very good night. Și ăla făcea, termină că mor, băi, te rog eu frumos, da, mă. Cați, dar ce motor spune că are mașina asta? Oh, sir, it's a 1.4, it's a diesel or gas, very good, very good, I like it. Nu. Făceați podcast cu el acolo, ce îl nenoroceam și după aia la altul. Pe ce ce nu făcea la fel? Așa, și vine, ziceam, vine nevastă mea. Eu acum mă tot gândesc cum să o zic, că nu pot să zic chiar cum a fost afișul, dar voi vă dați seama. Și l-am trimis pe Cați la Soia de la aeroport. Soia. Se dă jos Andreea, ca să ajungi la Nelsprut, unde am filmat noi, luai un avion până undeva unde schimbai Londra, dacă mergeai cu British, Münchenul parcă e ăsta... Lufthansa, ălaltul, KLM-ul e la așa. Ideea era că de acolo zburai în Joburg, în Johannesburg, și din Johannesburg aveai al treilea zbor în aceea zi, cu un microbus de la Coaripi, până în Nelspret. Așa, ajungeai Chiaun, complet Chiaun, Doamne ferește, apără și păzește, îți dorești să mori. Și de la Nelspret, de acolo,
aterizai frumos. Te aștepta caț. Te aștepta caț. Caț care avea un afiș mare, uite așa. Te aștepți la, pardon, te aștepți la hotel, la aeroport, să știi cum e. Ibaka, da. Andreea Ibaka, Marian Nelu Cristi. El avea un afiș mare, el s-a uitat așa ciudat când am făcut afișul. Am un afiș ăsta așa mare, un A3, pe care scria. Dar cum să zic eu, Doamne, fără să fie porcos? Stai să vezi ce te coțai la hotel, cam așa era. Aha. Afișul. Nu era, eram fără perdea. Abia aștept să te... La hotel. Deci era fără nume, fără nimic. Și Andreea zice, bă, mă dau jos în avion, chiar una. Era un zid de domni, mai ales domni negri, fiecare cu câte un nume, și văd un domn negru mic cu un afiș mare care îmi promitea mare bumbăceală la hotel. În română, da? Să în limba română. În limba română, bun. Era singurul în română. Bun. Și ce am făcut? M-am dus cu el la hotel. Excepțional. Mi-e pare rău că nu pot să zic, adică nu pot, nu e elegant să zic direct, dar atunci mi s-a părut foarte funny. Da, da, da. Foarte da. Funny. Erai the king of comedy. Am rupt. Ai rupt. Am rupt. Ai văzut. Da, asta e tot câteodată bine să te lasă să fii prost. Jur, pe cuvânt. E... Te ajută, nu? De-abia aștept să fiu bătrân, să am, nu știu, un 65, un 70 de ani, să-mi iau hârtie de aia că sunt zdrângănit, să plec pe-n kilos, pe-n cartier. În chiloți. Și când vine miliția, tatai, hai. N-ai ce să faci, uite. Oricum trebuie să-mi găsesc cu un de-asta un diagnostic, să nu fiu de ăla de poate fi internat cu forță. Știi, adică mai am de făcut research pe treaba asta. Să apar, de exemplu, să fie tăiere de panglic, că am mai făcut ăștia 4 metri de alee pe-n cartier. Să apară cumătru în curugol. Să tăiem panglica, domnul primar. Îți mulțumim, noi bercenezii. Toată lumea sare cu mine pentru domnul primar. Genul ăsta de imbecilitate, domnule, de-abia aștept. Dacă ajung la vârsta aia. Dacă te prostii. Dar la MTV era un serial din ăsta care își băgă. Jackass, da. Jackass, foarte bun. Da. Cred că... Mă, e prea mult totuși. Așa, ai și tu limitele tale. Adică... Aia cu WC-ul, știi? Da, cum? Doamne, ferește așa ceva, nu? E... Acolo când pățești una de aia plin de căcat în cap până în picioare, zici, cască-te pământului și ia-mă. Numai, gata. Cam așa e. De-aia erau fără nicio problemă. Erau adică foarte mulțumiți. Da. Erau foarte, da, foarte și mulțumiți. Fericiți că fac chestiile astea. Da. Iar avem voie să fim proști. Da, da. Și avem voie să redevenim, nu halul ăla, dar să redevenim copii. Că noi, nu, noi ne punem o presiune de asta pe noi. Știi, domne, am o vârstă. Așa, mă, și ai o vârstă. Și ce? Și ce? Așa, și dacă ai o vârstă, atunci ce? Ce? Tu te lași cimitir direct, dacă și gata. Dacă te întinzi direct, îți tragi singur. Exact. Uvertura, spui doi bănuți pe ochi și te pup la revedere, sănătate. Și ține bine de icoană. Nu e, nu-i treaba. Adică mi se pare că pui cumva o presiune pe tine, o presiune care nu e a ta, dar tu ți-o pui singur. Domne, ia să vedem. Lasă, mă, ce? Cumva, eu așa o simt. De-aia mă duc la festivaluri. Mă duc la festivaluri și sunt copii de 18-19 ani pe acolo, care țopăie și eu zic, stai, lasă-mă și pe mine. Lasă-mă, să am și eu locul meu. Și vă admir foarte mult. Bunica mea vă iubește. Și eu o iubesc pe ea. Păcat că nu e aici. Dansăm împreună. Dansam la șiv. M-o sunam pe nevastă, mai ceream voi. Dansam la șiv. Cât are baba? 80. Ah, o nebuneam aici. Aici, pe Diplo, pe o nebunie făceam. Te-am văzut la Untold, puneai muzică la tineret, da, acolo. Da, foarte frumos. Da. Și asta, proiectul cu The Hollywood Gang, cu trupa asta pe care am făcut-o cu Mihai și cu Robert, la fel, tot în treaba asta vine. Bă, nene, tot de ce să nu facem? Dacă facem o dată și oamenilor le place, le place, exact, putem insista. Dacă facem o dată și oamenii zic, păi... Don Colas, we'll call you. A fost, da... Interesant. Eu când aud asta... Acolo, când spune cineva, păi, și cum a fost... Interesant. Deci, e clar. Zero. Niciun interes. La revedere. Nu? La fel cum e fata. E drăguță. Păi mai bine nu zici nimic. Că zici că e drăguță. Cum? E simpatică. Și mai e una mai rea decât ea. Yeah. Cum e fata? E curățică. Și muri în momentul ăla. Vai de mine, uitasă-mă asta, mă, uitasă-mă asta, curățică, mă. E curățică. Când zice că dă și așa din cap, cumva apologetic, cum ar zice francez.
e curățică. Îmi pare rău că n-atât am putut să zic bun. Sau cum ai zis tu foarte bine la, la Brenciu, mărâie. Nu. Mie mi se pare că au trecut oameni, anii ăștia peste noi și unii dintre noi am, am învățat cumva nu să-i păcălim, dar să ne bucurăm de ei. Și să ne ținem minte poveștile, să aducem aminte, să ne facem de râs. Că ne facem de râs când îți povestesc că m-am tăvălit cu motorul sau că am dat drumul la extintor în lift. Nu par vreun deștept. Adică zici, Doamne, ți-ar prostul de râs. Însă în același timp, bă, nu e un concurs, mă, să mă bată mama. Nu e un concurs. Eu mi-aduc aminte, ți-am zis mai devreme de prototip tir, mi-aduc aminte de, de secvența aia, dacă nu mă înșel, ați filmat-o în curte la TVR. Ghiuri a venit cu, cu Odihnească, cu prototip tir, nu? Parcă el era... Nu, prototiptilul a fost un cuvânt inventat de, dinainte de Revoluție, cred că de Pastilă, de Darie Valentin, și era un cuvânt foarte greu, care nu reprezenta nimic. Nimic, da, da. Și noi l-am ales atunci pentru că erau tot în fiecare zi era câte o grevă și cineva ocupa Piața Victoriei și se ducea cineva să spună ceva, să cățărau pe o... un TV, cum erau dubele alea da, pe vremuri, da, da, da. Sau pe un camion. Mamă, deci TV. Nu, nima, faptul numai că știu că ăla înseamnă Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu, da, 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 da. Și am zis, bă, hai să facem și noi așa ceva. Le-am vorbit celor din... Chiar nu mai țin minte cu ce redactor am discutat atunci. Și au fost destul de... Pentru că erau cei mai serioși oameni. Da, era televiziunea da. Română, ei făceau frumos să fie, cu lumini, cu alea. Cu... Da, și veneau tâmpiții ăștia, exact. Care eram, n-aveam, habar n-aveam de nimic despre televiziune. Și am zis, bă, facem noi o chestie genial. Ca să o facem. Genial. După ce am făcut chestia, noi am filmat-o pe la prânz, s-a dat... erau diliman, că au dat-o și la știri. Au dat-o ca... Au dat-o ca reportaj din curtea televiziunii. Nu avem cred. O nouă... Uite, grevă. S-a terminat jurnalul și a zis, stați așa puțin, s-a întrerupt și avem o nouă grevă. Aia a fost înregistrată la prânz și a fost dată seara ca o prelungire a telejurnalului. De asta nu mă duceam aminte. Băi, 80... Eu nu mi-am dat... Noi ne-am râs foarte tare. Aia din televiziune erau sparți, erau râs. Da, cum zici normal. Tu, regizorii, cameramani, toți erau leșinați. O zic, bă, e genial. Cum ați putut voi să luați la mișto o chestie pentru care, oricum, era de neînțeles ce spuneau oamenii acolo. Când fiecare zi unii vroiau altceva, era evident că nu avea cum să se rezolve de pe o zi pe alta. Sau... Erau aberante. Cerea câte cerea ceva. Câte ceva. Să vină, cum erau alea, cu butelia. Să avem butelii, domne, de asta. A doua zi mă duc la fabrică, la uzină, lucram într-un atelier de proiectare. Tu încă lucrai la fabrică atunci? Păi era 90, măi. Era... Băi, ești nebun la cap. Aprilie 1990, eram angajat la... cum dracu, ISAF, Întreprinderea Semnalizări și Automatizări Feroviare, la... la nu cred așa. Da, mă, la proiectare, eu făcusem computere, eram la calcul, făceam, eu cu mâna mea, făceam, lipeam microprocesoare pe placă, nu mă înțelegi, adică... Incredibil. Făceam de asta. Am făcut chestii în văm, cântare deci de... Deci tu erai și civil, erai și pe scenă în același timp? Da, pentru eu dimineața mă duceam la servici, mă, toți eram cu servicii. Eu mă duceam dimineața la servici. Bă, și vine, hai mă să spun, că asta mi-a rămas în cap că a fost... Vin femeile de servici să spele. La 10 aveau ele un sfert de oră să spele pe jos linoleumul, cum să spăla etajul nostru 4, atunci veneau să spele. Și, sau 6, nu contează. Și vine domnul Petcu. E? M-ați dezamăgit, domnul Petcu. Dar ce-am făcut, doamna? Știi? Adică, da, eram, fumam țigări pe hol în timpul ăsta, nu știu ce. Adică, ați ajuns și dumneavoastră să vă duceți, să stricați liniștea acestui popor, să țipați acolo că vreți, nici nu știu cum dracu se cheamă chestia aia, prototiptil, era deosebit de greu de pronunțat. O stupizenie mai mare? Da, nu, ceva există, rău, știi? Ceva rău. Vrem prototiptil. Ceva rău. Poate era că alea vechi sunt mai bune. Nu, că am eu piese mai... O fost ceva de net... Ghiuri, cu o privire complet tâmpă. Da, da, era prost. Cu cum? Că eu de mic, de mic. Eu de mic, dar nu există așa ceva. Aia a fost genial. A fost. Genial. Deci oamenii mi-am dat seama, atunci mi-am dat seama că... Bă, comedia voastră, de fapt, era în partea aia. Eram în altă parte. Oamenii luau de bună tot ce era pe televizor. Deci dacă tu te apucai să faci o tâmpenie, trebuia să subtitrezi, stați așa, asta e o glumă, să scrii, pentru că oamenii credeau tot ce se dă la televizor.
colegii mei se distrau pentru că erau la același nivel. Da. Dar oamenii din secție, se uitau la mine. Adică căcatul ăsta de nesimțit cum s-a dus el să ceară. Adică nu-i las oamenii în pace, în fiecare, nu mai rezistăm. Și nu și-a pus nimeni problema ce e la un prototip. Dar nu... Dacă te-ai dus să ce... A sunat profesionism, prototip til, sună... Da, sună mai ales că toată lumea aia, 10 minute, 12 minute cât a durat prostia, tot... Oricum la voi era nebunie de grup. Da. Nebunie a fost genială aia. Că ei credeau, mă rog, știi deja, voi credeați în întâmpeniile alea? 100%. Toată... Nu era că inventai ceva. Nu era inventat, l-am pus mâna pe el, păi l-am dus eu, domne. Păi cum? Și nu ne mai dă? Nu se mai dă, frate! Dramă, nebunie, frustrare! De nebunie să-ți rup hainele acolo, domne, vrem prototiptile înapoi, adică, băi... Și oamenii care habar n-aveau ce înseamnă asta, normal că unii luau părerea, câțiva s-au distrat foarte tare și foarte mulți au zis... Hai să vedem pe net ce-o însemna. Da, ce dracu, că nu era pe vremea aia net. Da, și oamenii de rând au zis... Al dracu, iar au venit ăștia să ceară ceva la bieții de la guvern. Adică lumea tot cerea, credea că FSN-ul o să ne ducă în rai și așa mai departe, știi? Formidabil a fost asta, stimate. Da, mă bucur că ți-ai amintit. Multe tâmpenii am făcut în perioada aia și de acolo ni s-a și tras. Că la un moment dat, domnul Răzvan Teodorescu, Dumnezeu să-l odihnească, a spus atunci, băieți, îmi pare rău, eu și studenții mei înțelegem ce spuneți, dar atât. Nu mai aveți ce căuta la TVR. Nu mai, vă rog eu să nu mai, nu mai faceți de astea, că televiziunea înseamnă altceva. Am înțeles mult mai târziu că avea perfectă dreptate. Omul săracu... Omul avea dreptate, adică ceea ce făceam noi era mult peste și stilul, și adică nu se spunea direct, ești prost. Nu. Niciodată n-am... Niciodată nu exista asta. Dar modul în care te comportai era... Evident că aia ești. Mă scuzați, iar am vorbit și invitatul nostru s-a plictisit. Este foarte, mi-aduc aminte că au fost atunci mulți ani la rând în care atunci când auzei de Divertis, oprei tot. Eu cel puțin opream tot. Băi, material nu, stop. Și mi-aduc aminte starea pe care mi-o provoca așteptarea. Ce mișto. Băi, erau faze, voi nu vă dădeați seama, că voi erați în culise, în sală, până să intrați voi, oamenii reinterpretau cumva bucăți de ale voastre și râdea sala până să intrați voi. Asta n-am auzit. Băi, nu există, crede-mă. Și era, știi cum e, glumițe de la mici? Da. Ce-i mă acolo? Mi-a căzut prototiptilul. Jumătate de sală începea să râdă. În jur. În care jur. Auzeau, da. Ce mă, ce-a zis? Că-i cu prototiptilul. Râdea și palata aia la altă de sală. Adică, lasă fenomen, că știi că a fost fenomen. E vorba de starea pe care ți-o provoca, ți-am zis, chiar și doar așteptarea. Mai ales atunci când începea să livrați. Dar știi ce e interesant? Că noi eram foarte serioși în chestia asta. Adică da. Noi râdeam foarte tare la tot ceea ce se făcea ca să scrii, ca să facem un spectacol. De la cam o lună se scria și după aia încă o lună se repeta. 3 săptămâni, să zic, se repeta. Intrai într-un show din ăsta cam cu 3 ore. Și păi asta ne-a spus prietenul tău Sârbu când a venit odată, ne-a invitat la el, Noi făceam revelionul pe Valea Prahovei și făcea și el 95, 94, 95 pe acolo era. Și s-a uitat pe masa aia unde aveam 10 de foi scrise. Ne adunam într-o sală și erau brainstorming, după aia se retrăgeau de 2-3 și își făceau numerele fiecare, să-și scria, făceam momentul. Da. Și tu stai seama că noi l-am luat la mișto, el a venit cu 2 lăzi de whisky sau una, nu mai contează, oricum s-a consumat. Nu e, una s-a spart. Una s-a spart și una s-a stricat. S-a răsturnat, exact. Una s-a stricat, una s-a pierdut. Și a zis, băi, trebuie să veniți să facem revelion împreună. Zic, șeful, dar n-avem mașini, unde? Noi stăteam în Predeal și el în Brașov, sau noi în Brașov, în Buștene. El stătea în Buștene. Era să mergem o oră cu mașina. El probabil că era la Sus Ai Sus, nu? Chiar nu mai țin minte unde anume, în niște vile pe astea, pe acolo, și a trimis, doar vă trimite o mașinile, bă, mașini, merțane, noi eram niște pârliți, frate, noi am fost pârliți mult timp, dar eram perfecți, dar suntem și cu fete, nu, veniți voi, sau, nu, cred că n-am fost cu gagicile, că am stat numai o oră la el și ne-am întors înapoi.
și vezi că pe mine mă cam lasă memoria. Și ideea este că a spus așa, din tot ce ați povestit aici, păi eu, păi și asta ce, ce e asta? Păi din asta facem maxim 3 ore și din care tăiem și rămân doar 2 ore de spectacol. Și voi sunteți stâmpiți. Chestia asta e un sezon de nu știu câte săptămâni. Adică exact. Cel puțin 3 luni fac... Exact, 3 luni. 3 luni, un sezon între... 13, un bonus 12, 13, și un 14, 15 best of. Pârlit. Exact. Și best of și după aia vă dau eu din nou. Uite-vă de aici, nu, ca când televiziunea ta, cam asta era ideea. Noi nu facem chestiile astea. Noi ne facem asta, la noi trebuie să fie țâță de mâță, totul da, să fie diamant să strălucească. Indiferent ce spui, trebuie să fii perfect. Nu discutăm da. Și s-a terminat, s-a fost. Am revenit în 97 și am făcut o 3 luni de zile cât un spectacol pe lună. El vrea zilnic, i-am zis, noi nu livrăm nimic zilnic, vrem lunar, vrea lunar, noi nu putem să scriem lunar, dar putem să-ți facem lunar maxim nici măcar săptămânal. A zis, păi face săptămânal câte o oră jumate. Nu facem, nene, ești nebun, la noi calitatea trebuie să fie. Normal că 2001, mult mai târziu când am ajuns în televiziune, am făcut tot ce a spus el și s-au terminat, deci cu 5-6 ani mai târziu, și n-a mai existat, a fost industrie. Adică ce făceam înainte... 2 luni pentru un spectacol, făceam săptămânal pentru un spectacol. Săptămânal. Deci tot timpul ăla s-a... Mai e o fază. E și experiența. Te dresezi în timp să livrezi mai ușor. Da, dar nici calitatea n-a mai fost aceeași. Îți spun din Nu o să mă cer cu tine pe tema. Dar nu, dar ideea este că noi știam chestia asta. Normal că ne-am străduit întotdeauna să fii, dar nu aveam satisfacția... Dar vezi ce înseamnă, că și noi eram proști. Noi vreau să avem aceeași satisfacție când suntem în platou cu satisfacția pe care o ai pe scenă. Imposibil. Nici o secundă nu se pupă una cu alta. Ne-a trebuit ani să pricepem că nu are cum să se... Este două lucruri total diferite. N-ai scena energie. Este scena. Nu există nicio energie în platou și acolo trebuie să livrezi până ți iese perfect. Și este altfel de a te dresa ca să poți să faci 2, 3, 5, 7, 10 duble și e frustrare că te mai și saturi. Na. Iar sala, doamne, mă, ce săl făceați voi. Săl erau grozave. Doamne, ce săl făceați voi. Săl erau grozave. Doamne, incredibil. Băi, energie, dar energie de-aia de punei mâna pe ea. Era atât de mișto starea că la sfârșitul spectacolului îți la revedere de la oamenii de pe lângă tine. Pentru că, vedem la următorul. Pentru că mai devreme sau mai târziu, sigur pe unul scuipai pe față din greșeală când te bușea râsul. Deci nu există. Incredibil. Da, incredibil. Erau spectacole foarte bune. Să sperăm că viața ne va oferi din nou prilejul de a mai... Eu la Doamne spectacole oricând mă mai gândesc. Vorbesc serios? Facem. Da. Foarte tare ar fi. Da. Foarte tare ar fi. Deci a fost... Poate îmi dai și mie două invitații. Nu. Ai zis, n-am, perfect. Nu că am avut, dar care a fost cază? Am avut, dar nu mi-ai zis târziu. Nu, a fost și i-am dat-o lui doamna care face curat la mine și... N-a fost, una, mă. Și aia mică. Da, cred că s-a cam lungit această discuție care s-a dus în tot felul. Ba în lifturi, ba în junglă, ba în Republica Dominicană. Nici nu a prea fost discuții că... A fost tot chestie dezdănată și plictisitoare. Pe care, foarte plictisitoare, care... de asta trebuie să o și oprim la un moment asta dat. Zic. Dragi prieteni... Dar eu tot zic că ai potențial, să știi. Deci ai potențial... Asta e asta, sper la un moment dat să și descoperi. La un moment dat, eu zic, să o să... La lumină. A fost interesant, că tot am vorbit. A fost o discuție interesantă. Așa. Cum a fost cu capra la seară? Ba, a fost o discuție interesantă. Interesant. Ba, a fost ceva... Acum când spui, scuză-mă, când spui dragi, cum le-ai zis? Nici nu știu. Le-ai zis cumva, dragi, nu ascultători, le-ai zis cumva, nu... Comeseni. Privitori, nu știu, te adresai celor de acasă, da. Da, eu acolo mă uit, în cadru acolo, mă uit în ochii lor. Dragi prieteni, uite, zic dragule prieten, că nu mai e decât unul, în rest toți au închis de mult, să uite acolo, dragule prieten. Dragule! Dacă vrei, punem întrebările alea serioase pe Patreon, pe bucățica aia unde acolo vă așteptăm pe toți cât se poate să ne ajutați și pe noi. Ajutați-ne și pe noi să trecem strada și mulțumim foarte mult, domnule Cabral, eu pentru că ți-ai făcut timp invitație... și că îmi pare rău că te-am încurcat în treburile tale și timpul am stat împotrivă. Eu și... sunt născut încurcat. Păi să știi că s-a și văzut în seara asta. Scuze-mă, adică asta. Indiferent cât ai dorit tu să ieși, că bă, am o carieră, e o serie de întâmplări nefericite pentru o țară întreagă.
Atât s-a putut. Îmi pare rău. Mulțumim tare mult, prieteni. Ne vedem săptămâna viitoare.